Bun găsit, oameni buni, la o nouă emisiune. Invitatul meu din această seară, profesorul Valentin Stan. Bună seara, bine ați venit! La mulți ani! La mulți ani, un an mai bun, sărbători fericite în continuare. Mi-era setă și nu... Ți-ai luat ranița? Ranița? Da. Chiar așa? Vezi că se vinde la, păi, la supermarket. M-am luat după domnul... Nu, și bocanci. Bocancii se schimbă peste un an. Ți-ai explicat că nu sunt buni. Nu sunt buni, ăștia aia de iarnă, da, nu sunt buni. Da, îți dă din aia cu, da, tu mi-ai zis cu espadrile. Da. Mi-ai zis săptămâna trecută să stau liniștit că e propagandă ca să ne sperie. Exact. Păi și a venit Gheorghiță. Păi, nu ți, de se, ce pare, a venit? Nu ți se pare că lipsea cineva? Păi n-a auzit ce ai spus. Măi, dragul meu, da. Păi, stai că o să dăm acum, ca oamenii să vadă. A, am și eu din ala. Ba, ce să ai? Adică... Apar și tu la adică televizor. Amplitudine, adică... Da, 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 e adevărat. Deci... Păi nu, dar mi-ai zis că nu stai liniștit că e propagandă, nu, să le dăm banii. Ți-a zis micuțul Marcel. Așa. Când a venit seara de la Beatrice, v-a zis, stați liniștiți. Pe urmă s-a mai recompus. A venit și micuțul Ciucă, pentru păi, că... o bună dreptate. Au comerlit. A venit și a zis, au, au comarlat acum. Ce? Au comerdit. Comerd... Au comardit alegerile. Au comciordit, poate. Așa, micut. O să afli că sunt unele televiziuni care chiar asta spun, că o să se fure alegerile. Sigur, le fură ăștia, extremiștii. Nu, stai liniștit, nu te gândi la... E adevărat. Am văzut și eu un sondaj azi făcut de o televiziune la care tu ai lucrat. Foarte periculos. Era un sondaj și aia toți întrebă, da, e foarte bine că se comasează pentru că se economisează mulți bani. Da, da, și da, trebuie, da, atenție. Plus că, sigur, oamenii se plimbă, sunt la muncă, nu se duc, sigur, la alegeri. Păi măi, alegerile sunt în weekend, nu, da, sunt în... Vorba, da, americanilor, da, care fac alegeri de 5 ori pe lună. Da. Deci la ăia, tată, da, iau mulți bani. Ai înțeles? Americani, da, da. Păi o să vedem că... Deci să-mi iau bocancii... Au mulți bani că iau de la noi. Noi nu cred că ia de la noi. Cum, mă, nu cumperi tu de la ei fel de fel de fiare? Că n-a ieșit micuțul să-ți spună că avioane? Trebuie să te pregătești? Da. Deci, România acum sunt pe bună dreptate îngrijorați, ca să trecem de capitolul ăsta, că astăzi o să facem și un exercițiu de autoadmirație mare. Apropo de ce spunem noi și ce se întâmplă a doua zi, știi? Da. Pentru că, dragi români, sigur, uitați-vă la Antena 3, la Digi, de acolo să vă luați lumină. Eu nu spun, e foarte bine. Păi mai e până la Paște, ai răbdare. Nu. Lumina în general. Trebuie, nu, în fiecare, în general lumina e, de nu, zi cu zi. General e Vlad, zis Gheorghiță. Gheorghiță. Dar care e numele de familie, Vlad sau Gheorghiță? Gheorghiță este numele de la mic. E mai mic. A, e mai mic? E mai mic în grad decât ălălalt, adică Vlad. Înțelegi? Așa. Pentru că veni vorba și pentru că aveam, hai să le arătăm 660-a, da, la români, ce am discutat noi data trecută pe cât era, 29, nu? Acum o săptămână, mai exact. Acum o săptămână, nu e cine știe ce mare filozofie. Deci, ce vezi tu acolo este generalul Ben Hodges. Sigur, americanii nu vorbesc oficial pe placă, nu? Așa că l-au dat pe micuțul ăsta, Ben Hodges, care vine el lipa-lipa și spune ce? Descoperise el că e ceva neregulă. Și cred că România și Polonia, de exemplu, și alte țări NATO din Europa de Est, așa, ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a lovi, de a contracara aceste rachete din interiorul propriului spațiu aerian. Ce, adică, fă? Spune micuțul american aici, de ce, mă, românilor care sunteți voi cum sunteți, da, de polonezi nu mai discutăm, că și ea sunt vai de sufletul lor, exact, așa, de ce vreți voi să cheltuim noi o grămadă de bani dându-le ucrainienilor rachete cu când, care să tragă ei peste când tot ați putea în ce voi numeresc, nu-i așa? Da. Când ați putea voi să dărâmați dronele rusești cu rachete pe care însă le plătiți pentru că vi le vindem vouă. Normal. Pe bani. Exact. Deci ați înțeles, români, cum e șmecheria asta? După ce am dat noi acest material, da, în care nei ca nimeni, Ben Hodges, fratele lui Antena 3, a venit și a spus, români, iar aruncați voi cu rachete în dronele rusești, da? Da. Apare micuțul în bocanci, neconform, Gheorghiță, care trebuie schimbați, da? Și vine și vă spune, bă, pregătiți-vă de raniță și o grămadă de alte lucruri foarte interesante. Așa, țaca-paca, punct ochit, punct lovit. Așa, pe nepusă masă. Da. El pe... până acum n-a dat niciun interviu. Nu. Dar trebuie făcută următoarea precizare, dragul meu. Cine are impresia... El e militar, să știi. El, săracul, n-are nicio vină aici. Nu poți să-l acuzi pe generalul Vlad că, mă rog, are mare deficit de comunicare pe bulbul rahidian, de unde s-a scurs așa un strop de înțelepciune, la șazes, înțelegi? Și pierdut, s-a, da, descărcat în estetica lui Hegel. Nu. Micuțul a zis, băi, alo, am țeles străiți. A ieșit la ordin.
Cine crezi tu că dă ordin armata română? L-ai văzut pe ministrul apărării până acum, după ce a ieșit ăsta cu gulgutele respective, să scoată capul, ceva, nu. Să ia... Nu! Este pus la index, stă la debara. Nici Ciolacu nu știe de treaba asta. Că lui Ciolacu nu îi se dă raportul. Dacă a primit ordin pe unitate... A primit ordin... Cine îi dă comanda lui Vlăduț? Da. Cine? Ce, ai putea să crezi că a luat comanda direct de la americani? Te înșeli. A, nu? Nu. Americanii au dat ordinul. A, de la Ucraina? Nu. Ordinul se primește direct de acolo. Prin intermediari. Da, pe la, de la securitate, micuțule, dacă n-ai știu cine conduce armata națională, dezavuez. Cine conduce ministerul. Păi ți-l dau pe Iohannis în 2016, când îți explică. M-ai lăsat cu perplex. Bă, tu adică faci mișto? Încă nu, dar va veni momentul. Păi îți explică el. Păi că mai dat aia cu Iohannis, nu? Aia cu Moldova, că o să discutăm. Ai. Da, da. Unde zice micuțul, cine să se ocupe de Moldova? Ai putea să zici, băi, Ministerul de Externe, mă rog, no. Facem... Nu, seriu! Hai să dăm întâi aia. Sau e departe. Toate la bine. Timpul lor. Exact. Ce spune micuțul Ben Hodges Vlăduț? Da? Ben da. Hodges Vlăduț? Toată lumea s-a uitat... Și Gheorghiță, da. Și Gheorghiță s-a uitat... pe bună dreptate, îngrijorată, la povestea aia cu bă, virus și peste noi. Eu mi-am căutat bocanci, vă. Da, nu-ți mai căuta bocanci, că îți dă ăștia de la stoc. N-ai înțeles? După stoc, da, după stoc, mă, cum se zice? Stoc, graniță, tot ce trebuie. Poți să-ți cumperi ca o făclie, cum avea Andruși. Dar m-au întrebat câți oameni cu toată seriozitatea. Gata, începe. Bun, hai să-i liniștim. Da. Deci, printre altele, am aici transcriptul ca să nu mai stăm să dăm filme lungi. Uite, îl întreabă micuța. Tu crezi că micuța de la Europa Liberă a venit așa, a avut ea un a venit Daimonion. N-a dormit toată noaptea. A trimis-o Socrate, știi, și când scria Platon treaba cu Socrate... Cred că s-a gândit mult și bine până să ia interviu. Am un Daimonion care mi-a spus, du-te. Deci tu zici că a fost aranjat. Adică Dita mai e șeful statului major, iese să se facă de râs la televizor, că așa a avut el o epifanie. Deci bă, Marius. Deci a fost chemată la ordin și dânsă. Amândoi, că lucrează în același loc. Da. Bun, deci, Europa Liberă. Referitor la ce zicea Ben Hodges. Nu au fost date jos de ce? Adică doborâte înainte să cadă pe teritoriul României, da? Dronele micuțule. Adică doborâte în Ucraina, cum ar veni, în spațiul aerian al Ucrainei. Nu știu unde cad. Nu, 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 să fie doborâte înainte de a cădea. Nu, ea întreabă de cum au ajuns alea, înțelegi? Iartă-mă, te rog. Sigur, ea nu știe că alea care au ajuns la noi, sau se face că nu știe, sunt de fapt niște... rămășițe dintr-o dronă care fusese lovită în spațiu aerian ucrainian și a ajuns rămășița pe teritoriul nostru. Bun. Și el a zice, pentru că nu avem legislație corespunzătoare. Să mor tu, Marius. Păi eu, să moară Gheorghiță. Taci, mă, nu, Doamne ferește, murim noi. Să mor tu, murim noi, război, apărăm patria. Era întrebare, nu. Știi că mai zice ceva, zice, bă, că nu mai avem educația patriotică în școală. Păi da, că tu nu prea mai vrei să pui mâna pe armă, să-l aperi pe Iohannis. Pe ciucă. Și securitatea, să apăr securitatea. Păi da, că știi cum e cu patriotismul ăsta? Și că aper țara. Țara e o noțiune abstractă. Aper ce? Țara este aper securitatea? Nerecomie de boabe. Am înțeles. Deci nu puteți să doborâți drone care intră pe teritoriul României pentru că nu aveți legea necesară. Și vă explic imediat. Da. Deci trebuie adaptată legislația națională. Și a doua era un deficit de mijloace. Și acum au făcut ei un contract Coreea de Sud. Adică n-ați avut proiectile? Zice, nu am avut sisteme de combatere. Proiectile este partea sistemului de angajare. Și în ceea ce privește legislația, zice că trebuie adaptată. În momentul de față, armata României nu poate să ducă operații de luptă pe timp de pace. Bă, stai mă puțin. Da. Stai puțin. Și dă el niște legi aici, nu știu ce. Legea 257 privind combaterea mijloacelor aeriene care pătrund neautorizat în spațiu aerian trebuie adaptată noilor provocări, respectiv drone. Și de ce? Când vine avionul ăla inamic, se ridică fighterurile românești sus, da. F-16-ul, și îl somează pe ăla. Știi? Friend of foe. Adică ești prieten sau dușman. Prietene, ia, ce cauți tu în spațiu aerian României? Dar nu are lege. Bă, nu. Dacă e avion, îl somează. A, dacă e avion, dar dacă e dronă... Dacă e dronă, nu poate să... Bă, tu înțelegi? Nu poate să someze drona, că ea nu răspunde. Puh. Înțelegi? Și dacă nu răspunde... Și drona proastă. Bă, dacă nu răspunde, nu poate să doboare. Că n-are legislație. Că n-are legislație. De fapt, știi ce n-are legislație? Cum adică drona? Când s-au retras americanii din INF, Intermediate Nuclear Forces, adică tratatul cu privire la forțele nucleare, astea cu rază medie de acțiune rachete, rușii au râs.
au zis, bă, miliția, că, bă, stai, ăștia, știi că am discutat aici, da, a venit micuțul Trump, a explicat el de fapt avea probleme cu chinezii și de-aia ieșea din acordul cu rușii ca să poată să amplaseze rachete pentru chinezi. Cealaltă. Că îl bloca tratatul cu rușii. Și rușii, așa râzând, au zis, care e mă problema? Zice că ăsta nu e bun tratatul. Dar ei au zis, păi nu e bun, normal că nu e. De pildă, în tratatul ăsta nu scrie nimic de drone. Știi că poți să porți o încărcătură nucleară. Și dronele astea proaste, și cu drona. Și cu drona, da. Și cu drona. Deci, micuților, mereu va veni câte ceva. Da, ca să înțeleg eu. Adaptați legislația mereu. Noi să doborâm dronele care sunt pe spațiu aerian ucrainean. Fii atent. Zice la articolul 8, de exemplu, pentru că drona este încadrată la aeronavă fără pilot, trebuie să respecte aceleași reguli dacă este combătută, adică să se ridice serviciul de poziție aeriană avionul, să dea semnale că s-au încălcat teritoriul sau... și pentru 5 etape. Știu că sună foarte... Dacă e în spațiu aerian românesc. Bă, băiatule, și dacă e în spațiu aerian românesc și e dronă, tu aștepți să-ți detoneze încărcătura nucleară în cap pentru că n-a răspuns drona la apel? Aoleu. Ce spune asta aici? Și zice mai departe. Săracu. Domne, zice, drona respectivă, bineînțeles că nu se răspundă la toate alea, că nu e un pilot care să vadă. Jesus Christ. Deci nu trebuie, din punctul meu de vedere, drona sau rămășița de... Bă, bă, bă. Deci, ce facem? Momentul de față trebuie asimilată la muniție, adică muniție teleghidată. Deci dacă vine, s-o poți lovi la alt mijloc, astfel încât să-i dea posibilitatea celui care utilizează sistemul de armament să ia o decizie la momentul respectiv. Au toată posibilitatea să ia toate deciziile la momentul ăsta, Marius. Păi și atunci de ce bate câmpii? Pentru că, într-adevăr, n-are legislație să lovească drona în spațiu aerian al altui stat. Da, asta s-a făcut la început. Și ei vor să ghidușească o legislație care să ne permită, da, domne, e o dronă, ridicăm și o lovim. Să facă ce spune americanul, de fapt. Da. Da. Și zice, și dacă se întâmplă să vină, Doamne ferește, întreabă doamna, o rachetă. Îmi spuneți că fiind pace nu o puteți dobori. Nu, zice, racheta se încadrează în ceea ce v-am spus, al doilea palier. Asta e prostie. Doar drona nu puteți. Al doilea palier, da, este IAMD, adică Integrated Air Missile and Defense System. Și nu poți să aplici asta la drone, nu? Că drona nu vorbește. Ce vrea ăsta, pe bune? Adică... Deci vrea o legislație pe linia ce spune Ben Hodges, micuțul. Adică să doboare în spațiu aerian ucrainian, să poți lovi peste tot, drone și alte oriunde, avioane. Oriunde, da. Înțelegi? Pe principiu ne apărăm. Dar din rahatul ăsta a trebuit să ieși cu o grămadă de alte lucruri. De pildă îl întreabă, zice, domne, zice, și cum este cu... pe noi cine ne apără? Zice, scutul antirachetă de la Deveselu. Zice, care a fost modernizat anul trecut. Scutul de la Deveselu, care zice că ne apără, da, pe noi. Da, nu are nicio legătură. Ascultă, cu... e o instalație americană în sistemul Theater Defense, adică protejează dislocările de trupe americane în teatre de operațiuni. Au un număr limitat de interceptoare kinetice, adică rachete care ar lovi altă rachetă fără să o detoneze. O distruge mecanic, prin lovire. Aha, înțelegi? Înțeles. E, iar astea sunt limitate... Ei protejează doar amplasamentele americane pe teritoriu. De pildă, dacă vor rușii să lovească Cogălnicianul și acolo sunt militari americani. Ăsta interceptează. Dacă vor trimite o rachetă balistică peste București, îi doare în spate pe băieții de la Deveselu. Nu cred. Nici nu au cum să acopere întreg teritoriul României. Asta este o minciună spusă încă de pe vremea lui Băsescu. Deveselu, repet, este o instalație tip Aegis pe țărm, cum spun americanii, care vizează încă o dată apărarea în teatru de operațiuni a amplasamentelor militare americane. Ei au spus că e sub egida NATO, niciodată americanii nu au dat din mână instalațiile lor cuiva. E instalația americană, îi apără pe americani, punct, atât cât poate. În plus, tot timpul americanii au justificat că nu pot să se apere împotriva rachetelor. Deci, sunt o serie întreagă de nătângeli în acest discurs, care pleacă de la ghidușia lui Ben Hodges. Cum să facem noi să avem mai multă legislație ca să executăm ordinele americanilor atunci când vine, nu? Ordinul. Și dacă, sigur, la nevoie o să trebuiască să spui și ranița în spate, o punem și români, fiți pregătiți. Breaking news. Prietenia cu America. Continuă. E bună. Veste terifiantă de la Palatul Buckingham. Regele Charles are cancer. Bun, acum îmi pare rău de el, săracul, dar... Cancer de prostată. A fost descoperit în timpul operației.
pare rău. Da, și mie. Stai puțin, Vali, da? De la nebunia asta, tu ai intrat în niște detalii tehnice și le-ai explicat. Dar astăzi, toată ziua, adică de dimineața, de la... Ia fi atent aici. Na, nu mă există, păi, auzi la Nea Gheorghiță, da. Și că există upgrade-uri care sunt făcute la sistemul din România, aia zice, în ultimii ani, anul trecut, deci stăm foarte bine. Deci spune, am upgradat sistemul de la Deveselu. Bă, șeful statului major confirmă acuzațiile Rusiei făcute în mod constant, încă de cât, nu încă de când a fost prima oară amplasat sistemul de la Deveselu, cum că acest sistem este împotriva Rusiei. Și el confirmă acum. El confirmă acum. Da, l-am upgradat, ne apărăm. De cine? De ruși. Exact ce spuneau americanii, nu-i așa, că poate nu face sistem. Să ne apărăm de moldoveni, poate. Micuțule, eu citesc din transcript. Da, măi, glumeam, stai un pic. Trecut, Vali, da, stai o secundă. Deci aici stăm foarte bine. Tu ai dat bine. Niște detalii. Și uite, următorul sistem e de apărare antiaeriană. Aici avem sistemele Patriot. Dar știi cum e cu sistemele Patriot? Îți trimite rusul o dronă de $2000 și tu lovești cu o rachetă de 1 milion. De 1 milion. Aici nu merge treaba. Fii atent. Zice că fac niște contracte cu băieții din Coreea de Sud să ia niște lansatoare din alea de umbă. Ce faceți, mă? Memped. Băi, copii, așa vă luptați voi? Stai un pic. Bun, stai o secundă. Deci tu ai dat niște detalii tehnice apropo de ce spune domnul acesta, mă rog, ce e treaba dumnealui. E o întreagă fântână. El îmi spune o întreagă, fântână arteziană. Da. Dar astăzi, toată ziua, am auzit știrea asta, că a zis Gheorghiță, și cele două comisii de apărare din Parlament s-au dus să întâlnească cu Gheorghiță să pună la cale noua legislație. Mă, am pierdut, bă, cu fraierarea asta, bă, Marius. Păi, dar nu serios acum. Da, mă, pentru că, printre altele... Păi ce să pună la cale? Ce legislație? Ți-am explicat. Să fie armata obligatorie. Nu, 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 nu. Aici e vorba de acel serviciu de voluntariat. Da, a zis că e voluntariat. Care da. Există... Și până atunci acum. O să intră, ascultă, o să fie armată obligatorie. Exista și până acum. Marea problemă, da, legată de modul cum ne raportăm noi la conflictul din Ucraina, ține de aceste legi care nu permit, acoperă. Exact, care permit o reacție militară la amenințări care pot veni din acel spațiu de confruntare. Spune-mi și mie, dacă am avea aceste legi care acoperă, adică noi am putea să intervenim în spațiu aerian ucrainian, da, în altă parte, da. Cu ce am atacat dronele la noi? Dacă ai sisteme de interceptare, ceea ce spune Ben Hodges, interceptezi o dronă rusească în spațiu aerian ucrainean, da. Atenție, și cu ce plec, ascult, cu o rachetă, cu o rachetă, da. O interceptezi, o dărâm și te justifici așa. Nu am de unde să știu dacă nu vine la că noi. Nu este îndreptată spre teritoriul meu. Nu că ați vrea voi rușilor să ne loviți pe noi românii. Pur și simplu e defectă. Da, din greșeală. Și ne cade nouă în cap. În Polonia aia, nu da. Pot să aștept să intre pe, în spațiu aerian românesc unde se detonează, explodează și mi-omoară oamenii. O distrug în spațiu aerian al Ucrainei pentru că Ucraina îmi permite. Este țară prietenă și mă apăr în felul ăsta. Nu este un act ostil la adresa Rusiei. Măi, rușilor, dacă dați cu drone în ucrainieni pe frontiera cu România, nu vă supărați că le dărâm. Că nu o să stau să-mi cadă în cap pentru că aveți voi o defecțiune tehnică la ghidon. Da? Corect. Numai că la momentul ăsta nu prea poți să faci chestia asta. Micuțul are nevoie de aceste dezvoltări în plan legislativ. Sigur că pentru a justifica această jigodeală, îți vine și cu celelalte aspecte. Nu? Ca să vezi că e un pachet mai amplu. Vezi cum să pregătim populația, că suntem îngrijorați, că nu știu ce, cum aberații. Să ce să fac eu să mă pregătesc? Deci, nu știu ce să faci. Eu păi să-mi iau bocanci, ce ai bocanci, ce ai ce vrei tu. Dar în esență, el îți spune aici, uite, legea apărării, legea de organizare și funcționare a Ministerului Apărării Naționale. Trebuie aduse ajustări la legea 122 privind regimul armelor și munițiilor. Legea 257 privind combaterea mijloacelor aeriene. Ce ți-am spus eu acum? Care pătrund neautorizat în spațiu aerian trebuie adaptată noilor provocări, respectiv drone. Ce mai vrei? Să nu mă încorporeze, să nu... că n-am bocanci. Deocamdată... Stau liniștit, da? Anul ăsta stai liniștit. Dar la anul... Că astea sunt alegeri, știi? De la anul... Nu se știe că, vezi, n-ai cum, Marius, n-ai cum să te pui la mintea rușilor. Nu ți-au explicat că au fost înfrânți în Ucraina? Păi ce face o armată rusă înfrântă decât să atace altă țară? Ce zic ei? Bă, ne-au bătut ucrainienii de ne-au rupt. O să vedem azi. Da. Păi noi ce facem? Trebuie să atacăm altă țară. Trebuie să luptăm să egalăm?
Nu, luptăm și egală. Exact, dar nu te mai bați cu ucrainienii, că te-au bătut odată. Te duci la moldoveni. Te duci la moldoveni. El zice că următoarea țară e Moldova. Și te-aș întreba aici, ca șef al statului major, cum își permite să spună asta? Cum își permite să spună asta? Păi nu știu, mă întreb pe mine, eu sunt realizator de radio. Unde știe? Că o să atace? Ăia Moldova. Moldova, cred că a vorbit tu cu un... duh ceva de sau un șaman din Moldova, predicător. Marius, păi de unde știe? Bună întrebare. Păi mă întreb pe mine? Păi da. Tu întreabă-te încă o dată. Ce caută acest micuț? Da. La, mă rog, statul major, ăla, da. Așa, să spună toate aceste aberații. După care începe o întreagă iată cabală în România imediat. Ce ai zis? Păi da, asta te întrebam. Ce ai zis? Păi, despre ce vorbim aici? A? Ce? Adică, ce este asta? Am întrebat. Să răspund tot eu? Da. Tu nu vezi cum este totul organizat? Punct cu punct. Țaca-paca. E adevărat. Nu este o treabă făcută just like that. Hai să vedem ce se întâmplă dacă spun și eu o prostie. De altfel, uite ce spune fratele tău aici. Ce zice? Nu știu, zi-te tu. Că zice cine știe. Aici este vorba de mesajul profesional. Cred că generalul Vlad a transmis un mesaj care vizează nevoia de legiferare, de reglementări, astfel încât să putem să avem un mecanism care să ne asigure consolidarea capabilităților de apărare ale țării. Ai înțeles ceva? În ceea ce privește riscurile, suntem totuși o țară la granița unui conflict. Nu putem să stăm nepăsători, iar în acest context trebuie să luăm toate măsurile și vă asigur că în acest moment au fost luate toate măsurile la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării, la nivelul instituțiilor, pentru a putea ca împreună cu aliații noștri să facem față oricărei provocări. Păi dacă s-au luat toate măsurile, ăsta vine și plânge. Legea aia. Acum ai un scandal că a trimis o lege în Parlament și ea nu o găsesc. Ce măsuri s-au luat? Se încurcă în minciuni. Pentru că așa se întâmplă, dragă Marius, când primești... Alo! Marș, du-te și spune... Că legislația aia... Până să ne înțelegem între noi că ce e legislat, trebuie să te duci să spui. Că... Păi și Ciucă ce spune? Nu spune nimic. Aberații. Că s-au luat toate măsurile. El spune că s-au luat, dar ăla spune clar, Gheorghiță, că n-are legislație. Care măsuri s-au luat? Numai că n-are legislație, n-are nici capabilități. Deci nu s-a luat nimic. Dar ceea ce s-a luat nu înseamnă că nu există. Când a fost el șef de stat major, Ciucă? Marius, azi mă pace. Încă o dată, asta este o goangă. Când a fost prim-ministru? Prietene, asta este o goangă. Aruncată de... Pentru că trebuie să executăm niște ordine de la americani, trebuie să dărâmăm mâine, poimâine niște drone rusești, iar asta te poate băga foarte ușor în război cu Rusia. Nu o să vină englezii să dărâme drone rusești de pe teritoriul lor. Noi da. Noi vom dărâma. Conform modului cum se mișcă micuții ăștia. Că vor lege să dărâmăm drone. Ei nu se descurcă la momentul ăsta. Dacă mi intră o dronă în România, în spațiu aerian, ce mă, nu poți să dobori? Dar de ce nu poți considera proiectil teleghidat? Da, corect. Pentru că nu poți să stai cu drona care zboară să-ți omoare copiii. Bineînțeles că poți să o doboare, dar vor să facă... Exact. Să dea legislația ca să doboare dronele în Ucraina. Ei vor să se ducă exact ce spune Ben Hodges. Tu vezi cum s-au cuplat astea două? Iese ăla la tele... La o... Dar și ăla al Poloniei, să știi că a zis ceva de genul Micuțule, ăsta. Micuțule, ăia de la Polonia trebuie și ei să facă. Să execute și ei. Ei săraci ce să facă? Da. Numai că, spre deosebire de noi, și o să vezi imediat, ei sunt mult mai deștepți. Da. Asta e situația. Ce să-ți fac? N-am ce să-ți fac. Auzi, Marius, hai dar să văd că a trecut un camion plin cu explozibili, a fost trimis din Ucraina în Rusia și că ar fi trecut până în România. Ghinion. Marius, da. Eu spun că... Polonia trebuie să se pregătească pentru riscul unui război cu Rusia. Da, mă. Te rog. Mă. Hai să trecem la lucruri importante care contează. Micuțule, știi că... uite... Zi, uriașule. Hai să începem cu o problemă care, mă rog... Spinoasă? Spinoasă. Așa, Spinoza. Uite, ca să îi bucurăm pe români.
Deci cu Gheorghiță, dragii mei, relaxați-vă. Trebuie să executăm niște ordine de la americani, trebuie să dărâmăm niște drone rusești în spațiul aerian al Ucrainei. Dacă asta o să ne ducă în război cu Rusia, atunci se aplică varianta România trebuie să fie pregătită, fiți îngrijorați, puneți mâna și învățați să trageți cu arma și până atunci practicăm treaba aia cu voluntariat. Nu contează acum că vor cădea pe aici niște bombe, că se ocupă americanii să protejeze Cogălnicianul unde se află trupe americane. Ce vă privește pe voi, vă protejează Dumnezeu, că am înțeles să că România sănătate. Este țară ortodoxă și Ucraina e țară ortodoxă și de-aia ne apărăm unii pe alții. Adică ne scărpinăm pe spate. Radu Tudor intervine în scandalul momentului. Legea apărării căutată de toată lumea se plimbă de 7 luni între ministere. Deci, sigur, da. Fratele tău a descoperit. Da, o să ne ocupăm și de fratele meu azi. Mulțumesc. Până una alta, Mariusică, vreau să-ți dau o veste bună. Da, Valerică. Știu că ești îngrijorat. Dați-mi 678 tavărul. Nu cred că se găsește. Marius, te concentrezi puțin? Da. Uite că s-a rezolvat problema. Ia. Uite-te acolo, micuțule. Deci, ai înțeles cum e cu Ucraina, da? Care grâu ucrainian nu trece pe la noi. Da. Bă? Adică nu rămâne, trece, dar nu rămâne, da? Ți-a explicat Ciolacu. Da. Uite, băiatul ăla este vicepreședinte al Comisiei, atenție, din partea Greciei, băiat bun. Știi că a fost acum Consiliul European, da? Da. Unde s-a dus fratele tău ăla fără de cuvinte. Da, în timp ce așa. Protestau toți fermierii în stradă. Uite, atenție cu ce au extins comerțul. Uite cu ce ți-a venit comisia. Mm-hmm. Zice extinderea comerțului fără tarife cu Ucraina și Moldova până în 2025, dar pentru că nu e așa, au observat unii pe aici, mai ales prin Europa de Est, că am început să murim cu grâu ucrainean în brațe. Uite ce punem. Un mecanism de protecție pentru producătorii agricole europeni. În cazul în care unul sau mai multe state membre s-au confruntat cu un excedent de produse agricole, adică după ce mori Marius Tucă, în România, da? Comisia ar putea limita sau interzice complet vânzarea și depozitarea acestor produse în țara în cauză. Deci dacă în țara în cauză, România, unde noi deja am distrus agricultura pentru că invazia de produse agricole ucrainene ne-a terminat la nivel de fermieri, ce spune ție comisia? Trebuie să ajutăm. Să deci copii, voi. Dacă muriți, venim, vă facem autopsia, și după aia nu vă mai îngropăm în grâu din ăla împuțit, mizerabil, fără reglementare, din care puteți oricum muri dacă îl consumați, dar pentru că ați murit deja, nu-l mai aducem pentru că nu mai e nevoie de el. V-ați fi dus Vin cu Dumnezeu. Și o scurtă precizare. În 2023, 230.000 de tone de pui ucrainieni au fost importate în UE, unde au fost procesați și etichetați origine UE. Foarte bine! Păi... Nu. Deci dacă ți-a pui... dat, bă, dacă ți-a dat ordin americanul. Ai mâncat pui în ultima vreme? Micuțule, da. Da, dacă ți-a dat ordin. Nu? Dar cine să-ți dea? Că rușii nu-ți dau. Nu, îți dă americanii. Trebuie să-ți dea cineva și. Mai departe. Da. Comisia ar putea limita sau interzice. Fii atent, s-au introdus măsuri corective. Pe bune, vor trebui să fie susținute de dovezi economice. Spun, bă, dacă vrei să restrângi. Interzici, să restrângi, bă, vii și dovedești că, adică exact cum spune Grindeanu. N-am, nu cunosc. Nu există dovezi că stau ăia în por la Const. Dacă ar exista, dau afară sunt, toată lumea. Ce ți-a zis Ciolacu? Că sunt povești. Ce ți-a zis Ciolacu? Bă, de 6 luni de când sunt eu pe aici, bă, niciun bob de grâu. Adevărul că de când a venit clar, dar da, înainte... după aia a zis, de acum încolo, nu. Bă, ok, deci ce dovezi să ducă Ciolacu acolo? Când i-am înțeles, trăiți, Vlad Gheorghiță, putem să dărâmăm și noi 2 drone în spațiul aerian ucrainian, că zusești. Imediat, țac, au venit băieții la comisie, acum lucrează. Schimbat, e schimbată legislația. Inteligența artificială. Bun, poftim. Mai departe, o să vezi. În plus, comisia a propus așa anumita frână de urgență. O ai pe asta? Frână de urgență? Da, mă. Ce dracu, emergency break, mă, țac. Fii atent. Pentru a ține sub controlele produse alimentare în Ucraina, cum ar fi exact ce zici tu, păsările de curte, ouăle și zahărul. Mai ouă. Vine imediat, ăsta să-i țină numără. Mie? Da, mă, aoleu, parcă ești din păi altă. Ouăle ucrainiene nu le numără în ăsta, să-mi pare rău. Nu? Nu. Păi, le, numără, da, zis pe ale le numără la barbă de la agricultură. Fii atent, ținte bine. Dacă volumele importurilor vor depăși nivelurile registrate în 2022 și 2023, vor fi reintroduse tarifele de dinainte de război. Vrăjeală. deci dacă, depășești, deci după ce te-ai inundat, după ce ai murit a 5-a oară, reintroducem tarife. Dacă depășești. Da. Și fii atent. Nou regim propus atinge un echilibru între sprijinul pentru Ucraina și preocupările ridicate fermierii în țările est-europene. Și apropo, erau ăștia pe la televiziuni, spuneau săracii fermieri,
Dar veneau băieții de la televiziunile adevărate, ăștia cu legea pentru conscripție în dinți, în maxilari, în molari. Fii atent. Și știi că erau unii chiar la televiziunea aia. Și da, bă, zice, dar pe Gâul Moldovenesc sunt tarife, nu? Taxe vamale. Nu, i-au scutit și pe ei. Păi știi de ce, nu? Păi treceau pe la ei grâu... Păi nu, micuțule. Grâu ucrainian trecea și da, grâu ucrainian. Nu mai vine ca grâu ucrainian. Da, vine merge grâu moldovenesc. Merge Moldova și vine ca grâu moldovenesc. De ce să inunzi? Și tu ce ai ceva împotriva grâului moldovenesc? Marius, ce să depășești nivelul când din 2000? Când e inundată, când, da. Când, nu, dar ăla nu e grâu ucrainian. Tot grâu ucrainian va veni prin Moldova. Grâu moldovenesc, autentic, neoș. Până una alta, băi, chiar președintele 33 de... Grâu frățesc. Măi, a zis chiar președinte, 33 de milioane de tone, da? Da. Milioane de tone sau... Deci, da, români, au trecut prin România. Pregătiți-vă să loviți drone rusești. Și să mâncați păsări. Rahat cu perje, de la ucraineni, dar venit prin Moldova. Ei, vorbește un limbaj civilizat. Și, stați liniștiți că dacă muriți că s-a depășit nivelul din 2022-2020, bă, vine atunci comisia și vă rezolvă, micuților. Vine chiar Ursula? Cu spatula. Ca să, exact, cu spatula să da? Regleze... Deci iată, dragul meu, ce s-a întâmplat. Sigur că pe aici, prin partea asta de Europa, mai există și oameni, nu numai cârpe. Cârpe, cum a zis Zănescu. Confirm. Băi, l-am văzut cu ochii da, noștri. Da, dar n-a zis. Nu, a zis, eu nu sunt cârpă. Adică? Adică? Nu e, el nu e cârpă. El nu e cârpă. Se poate deduce ușor că alții sunt. Vrei să vezi cum e cu cârpa? Deci, copii, astăzi vă introduc într-o lecție despre manipulare. Spuneai tu, Mariusică, nu-i așa, că nu ne mișcăm repede. Mi-ai luat 30 de minute cu micuțul Gheorghiță. Eu ți-am luat 30 de minute. Ca să le spun românilor... Tu ți-ai luat. Să le spun românilor să se pregătească să arunce cu murături după drone rusești în spațiu aerian ucrainean, că nu se mai poate, nu? Cu castraveți murați, și da. În rest... Numai bine, sănătate, la mulți ani. În rest, micuților, pocanci, cum zice Marius... Din aia, palton gros, hai că zi mai târziu, o altă veste proastă, dar nu mai vești proaste. Da? Mă aștept, da. Cine a venit? A venit... Miliția? Băi, da, miliția din Europa, președinta Băncii Centrale Europene, uh-huh. Christine Lagarde, care e tot cu băieții, a anunțat o metodă revoluționară de combatere a polorii. Abordarea sa este de a reduce producția de bancnote pentru a minimiza amprenta de carbon. Sigur. Deci tot ne lasă fără bani, deci cash-ul până la urmă dispare. Tu n-ai văzut că într-un orășel din Franța nu mai ai voie cu telefon? Am văzut. Dar nu ai acolo, nu e cu aici, cu carbonul, cu bancnotele. Și telefonul cu ce? Cu bancnotul, nu am zis că banii trebuie să dispară. Da, mă, și nu e logic. Nu trebuie să știe securitatea când ți-ai cumpărat o merdenea? Nu cumpăr merdenele, merg pe... Păi, tu cum faci altfel? Merg pe icre roșii, deci, da, te rog. Dragii mei, tocmai a fost pe 1 februarie, acum în Consiliul European. Unde s-a discutat, printre altele, dacă băgăm mâna adânc în buzunar, că am pun aici până la cot, adică voi... Dincolo de cot, da. Voi, ca să-l țineți pe Nea Zelenski în funcție acolo, că trebuie omorâți niște ruși, noi o să intervenim imediat pe palierul ăsta cu niște echipamente ca să dărâmăm niște drone prin Ucraina. Vedeți voi după aia cum vă descurcați cu ranița, dacă cumva rușii or să vrea să vă bage în seamă, că atunci s-ar putea să trebuiască. Vorba lui Ciucă. Ne ocupăm. În sensul că ne-am ocupat deja. Dragii mei, la acest Consiliu European s-a dus unul, singurul lider european care mai există. La ora actuală, dacă există o personalitate în Europa, este Victor Orban. Este Orban Victor, ca să vorbim pe ungurește. Așa. Orban Victor, atât. Și toată lumea zicea, băi, ăsta să vezi că o să ne facă dificultăți, că tocmai trebuie deblocate, nu știu, 50 de miliarde de euro pentru... Ucraina. Așa, pentru slavă. Și ăsta a zis nu. Păi și s-a dus el acolo așa puternic, solid, înțelegi? Odată s-a înfiripat el la Consiliul European, un om de 2 lei, mă, l-au făcut ăștia terci. Au măturat cu el pe jos, Marius. Toată analiza. L-au pus în genunchi. A zis ăla, nu mai dați câți bani, atâția, dați-le toți banii, nu mai lăsați-mă în pace. S-a făcut de râs. Toată presa occidentală a râs de el. Ce-au făcut, mă, ăsta? Ce-au obținut, mă? Nu i-au dat veto pe... aceste aprobări de bani ucraineni, nu i-au dat nimic, a trebuit să accepte cei 50 de miliarde. Mamă, ai văzut, Marius? Am văzut, eu am plâns. Ai plâns și tu? Eu am plâns la sfârșit, da. Bun. Dați-mi 667-a. Fii atent ce au făcut, mă. Fii atent ce au găsit, mă, băieții ăștia. Ia uite-te, mă. Ia să vedem.
Ia uite-l, ia uite-l, mă, ce... Mă, uite-l, mă, cum da, s-a da, dus da. La Sultan și a am plecat. Am văzut și eu, odată ăștia, au dat poza asta în exces. Băi, fii atent că e de pe Politico. Da, 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 au dat poza în exces asta. Băi, da, presa noastră, cum să nu ia dacă e pe Politico, nu? Da. Ia uite-te tu acolo, micuțule. Uh-huh. Vedeți, români? Iată cum s-a făcut de râs Orban. A acceptat tot. A aprobat tot. Și cum râdea ăla, Olaf. Olaf, Olaf de, era stăpânul inelelor acolo. Da, da. Toți acolo. Ia uite, Iohannis, stăpânul planetelor. Dă mâna cu micuțul, îl umilește, ăla stă înclinat. Vai sufletul lui, vai sufletul lui. Și ce scrie jos, pe galben? Ai, păi dar nu mai mă șterge scris. Concesiile sunt văzute la Bruxelles ca fiind minore, deoarece liderii au evitat un scenariu în care Orban ar avea posibilitatea unui veto anual asupra liniei de salvare financiară pentru Ucraina. I-au dat flit, mă, lui Orban. Flit. Flit! Praf l-au făcut. Zici? Da. Uitați-vă bine, români, ca să înțelegeți exact în ce lume trăiți. L-ați văzut? E terminat, Orban. L-au făcut ăștia din figuri. Bun, până aici am... Am clarificat. Bun. Dați-mi 671-a. Ia uite-te, micuțule. Ia. Yeah. The Guardian. Mamă, fii atent, jos cu roșu. Orban a cedat în cele din urmă presiunii după o serie de întâlniri. De întâlniri de 11 ore. De 11 ore. A, Meloni. Dacă e poza aia cu Meloni cu Macron. Stai, ajungem. Scholz, ajunge cancelarul Scholz. Mamă, l-au rupt. Uite, fii atent ce tari sunt englezii. Ziceai că nu sunt tari. Vezi ce spune acolo? Președinții Comisiei Europene și Consiliului. Ursula von der Leyen și a... Mă, englezii nici măcar atâta lucru nu știu. Că ăla nu-i președintele Consiliului, e președintele Consiliului European. Exact. Atât de analfabeți sunt chiar și ei, dragii mei. Băi, funcțional. Eu mă uit frumos în cameră. Deci, corect. Dragii mei, praf l-au făcut, mă, muci l-au făcut pe Orban. Ca să-l învețe minte, să se mai opună el Europei, valorii. Altă dată să nu mai... Această slugă ordinară a lui Putin și mai nou a lui Iohannis. Că ați văzut cum stă înclinat în fața lui Iohannis. Da? Corect. Bun. Ok, Marius, suntem mai pe decolare, da? Da. Ia-mă și de la DC News, de la fratele tău, Bogdan Chiriac, nu? Păi, ce faci? Te rog să nu, lasă-l în pace. Dați-mi 670-a. Lasă-l în pace pe Bogdan. Nu, mă, păi nu, că el a preluat și el de la părinții lui spirituali. Victor Orban a cedat. Ce ai făcut? L-a rupt, mă, pe micuț. După acordarea... Bă, l-a rupt? Jesus Christ. Că vin acum securiștii, zic, bă, zbiară ăla ca nebunul pe acolo. Băi, du-te la balamuc, mă, micuț. Da. Ai văzut? Îți place? Mm-hmm. Mă, dar acum hai să ne uităm la niște imagini ciudate. Ce zici? Vrei? Da, te rog. Vrei? Dar să nu fie prea ciudate. Cele adică. Mai ciudate imagini. Dați-mi 666 euro. Vă rog. A, am văzut când îl băi, Marius, îl martelau. Când l-ai văzut, mă, pe Iohannis Ot Dulap? Excuse mă, le Dulap, le focar de limbaj, de s'il vous plaît, limbaj, așa? Limbaj. Oh, limbaj. Atenție. Ia zi, micuțule, când ai mai văzut o așa tandrețe și iubire și poveste romantică între Iohannis și orice stâlp de pe drum, orice gard, l-ai văzut vreodată în brațe cu pomul? Nu. No. Nu? Niciodată? Nici măcar așa în timpul liber? Nu. Deci tot din Politico, cam așa a negociat Giorgia Meloni cu, mă rog, cu paria planetei. Cu paria, el, exact, da? Exact. Da. Uite-te mai jos, aia e de pe TV Saint Monde. Mm-hmm. Ia vezi tu cine stă la masa aia, micuțule. Ia să vedem. E cumva Macron? Macron, oui, oui. Oui, oui. Georgia e și ea. Georgia, și Meloni. Olaf e. Și dânsul. Sigur, săracu, micuța. Care vindea telefoane, cu spatula, așa, și cu domnul Charles, care tot Charles pleacă și se întoarce. Michel, da. Vezi cumva pe Iohannis la masa aia? Mai cred că era plecat din Londra, n-a ajuns în oraș. Era la Sibiu. Nu era, era prin oraș. Era la zilele Crnatului. Prin oraș se aude de Eu cred că pregătea discursul în Parlamentul European. Nu, era la aia cu Sași. Deci, mă, cu dacă Sași. Tot l-au lovit pe micuțul Orban rău de tot, ce cu conclavul ăsta acolo, mă? Cei mai tari, cei mai mari? Nu mai erau locuri la masă. Nu mai erau locuri. El a obținut fără loc. A luat fără loc. Am înțeles. Deci, fii atent, Mariusică. Trebuie să lămurim ceva. Te rog. Noi ne-am întâlnit aici pe 29 ianuarie. Da. Facem un exercițiu de admirație? Te rog. Eu atunci... Eu intru la momentul în doar cu lumina stinsă. Eu atunci, în discuție cu tine, ți-am spus niște lucruri. Și eu n-am zis nimic. Și ți-am zis așa. Și eu ce-am zis? Și ți-am zis așa, Marius. Da. Uite, îți spun ce e acum, dar îți spun și ce va fi. Și mă verifici. Urma să fie pe 1 februarie. Gata, te verific. Da? Da. Și ne verificăm azi. Unde a fost la Consiliul European. Da, așa. Da. Hai să vedem. Hai să facem exercițiu de admirație. Dați-mi nouă ce vă rog. Eu spun ce s-a întâmplat. Da.
Dar o să spun și ce se întâmplă și tu le verifici. S-a dus Scholz și a spus așa lui Orban. Bă, fii atent, pe chestia cu deschidem negocierile. Lasă-o dracu, că nu o să se intre ăștia niciodată în Europeană. Dar se duplă încet. Trebuie să le dăm dracu și lor ceva, așa. Se ducă Zelenski acasă. Și a ieșit din sala ăla. Ascultă. Și Orban i-a zis, dar de ce am face asta? Și el a zis, făi, ești prost? Ne-au pus americanii, ce vrei să facem? Deci măcar asta trebuie să-i dăm, da? Care e problema? Dar te-am vrea să nu mai zici de american, că știi că nu... Nu. A, așa, nu. Și i-a zis chestia asta, uite, dacă, ca să nu apară că ești ciolacu, adică azi a căzut bobul, mâine n-a mai căzut bobul, tu te ești la pișu când discutăm de treaba asta. În timpul votului. Nu e o problemă. Na, o să vedem că nu ești acolo, o să zicem, bine, mă. Da, mă, nici măcar nu s-a abținut, adică, a, așa, da. Și ăsta, Orban, a zis, vrei tu așa, mă, Scholz? Te rog eu. Bine. Hai că fac asta pentru tine. Acum, dacă faci asta pentru mine când discutăm treaba cu banii, păi... Una-i una... Totul până la bani. Poate, bine ai precizat. Totul până la bani. Scholz, înțelegi? Da. Și acolo a zis, marș de aici. Fii atent, marș de aici. După treaba asta, s-a umplut iar, ca la faza cu Michel. Cum să rezolvăm? Mamă! Nu! Facem altceva. Venim noi cu o soluție. Găsim noi ceva în așa fel încât să bypass Ungaria. Nu o să bypass nicio Ungarie. Nimic nu se întâmplă din toate astea. Câtă vreme Orban va bloca, vor rămâne blocați. Că ne împrumutăm noi, că facem noi, Orban a zis, nu de la bugetul comunitar. A, vreți așa fiecare să faceți o donație? Treaba voastră. Uite, facem și noi una mică, nu e nicio problemă. Dar de la... Sau în 10 ani, parcă da. Am mai zis și asta. Păi da, păi, ca să-i verifice, să facem asta anual, din an în an. Vedem ce și cum. Nu. Asta nu. A spus Orban. Dar tot corul ăsta s-a pornit din nou. Cum să rezolvăm fără Ungaria? Păi ce ați făcut, mă? Nu înțelegeți că Orban, așa cum e el, premierul unei țări, nu? Care deodată nu vă place vouă. Băi, Orban este liderul unui guvern din Uniunea Europeană. Nu puteți trece peste el. Bă, aparent vorbeam prostii. Orban a cedat, nu? A trecut, da. Deci l-au făcut praf. Mm-hmm. Am vorbit prostii? Nu știu, nu sunt... Cum nu știi, n-ai văzut? Ce ți-am spus și eu? Dacă că ai vorbi, că nu se trece peste Orban? Și dacă aș vorbi, n-aș... Da. Nu ți-a spus Chiriac pe DC News că a cedat? A cedat, psihologic. Nu l-ai văzut înclinat în fața lui... Dar nu era în sala mică. Da? Deci am vorbit prostii? Nu-mi permit să dai seama. Dar seama. Te rog, adică în fața adevărului, Marius... Nu pot să confirm, nu pot să nici... Nu ți-e prieten mai nu mult infirm, nici adevărul decât... Ce, ești ciucă? Nu pot să... Fără jignire, la... păi, fără atacuri la persoană, dacă, dacă se poate. Provoci? Așa. Da? Vrei să aruncăm o privire pe documente? Da. Deci, fii atent aici. Orban s-a întors de acolo, a spus mucles. A ieșit puțin și a zis așa. A zice, noi am salvat banii ungurilor. Atât am vrut să vă spun. Bă, te-au făcut ăia muci, cum ai salvat banii ungurilor? El ce vrea să zică? Comisia Europeană, pe baza unor reglementări făcute, cum se fac la ei pe sumasă, a blocat niște fonduri europene pentru Ungaria. Înțelegi? Uh-huh. Dacă alea erau blocate și ăștia dădeau cu furca bani la ucrainieni, nu puteau cumva să dea în banii ăia la ucrainieni și banii ungurilor, că oricum nu-i mai dădeau la unguri? Puteau. Și Orban ce zice? Apropo de povestea, vreți să dați bani la Ucraina? Dați, dar nu luați din buget. Acolo unde sunt și banii mei. Că pe urmă s-ar putea să nu mai văd eu banii. Banii ungurilor. Banii ungurilor. Da? Cumva așa? Bine. Hai să ne uităm puțin atunci pe documente, da? Dați-mi 668A. Ia fi toată micuțule ce s-a întâmplat acolo când s-au apucat să scrie. Cam înțeles? A cedat, l-au rupt. Când au pus pe hârtie. Da, micuțule, ia uite-te tu acolo. Ce este acolo? Păi ăla-i documentul. Uh-huh. Ce a adoptat Consiliul European. Ce scrie acolo? Hai să citim. Pentru a contribui la adresarea și reconstrucția și modernizarea țării, pentru a promova coeziunea socială, integrarea progresivă, bla, 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 va fi instituit un instrument pentru Ucraina, perioada 2024-2027. Observ că nu-i pe 10 ani, da? Uh-huh.
Pentru perioada 2024-2027, suma resurselor totale puse la dispoziție din cadrul instrumentului va depăși 50 de miliarde euro. Bravo! Ce zicem mai departe la I, la 1, 33 de miliarde, sub formă de împrumuturi garantate prin prelungirea până în 2027 a garanției existente peste plafoane? Ce înseamnă? Păi peste plafon, peste ce în buget? A. Sunt garanții peste! A, deci n-au luat din banii... N-au luat din banii ungarii! Este peste plafoane, scrie? Și astea, fii atent, sunt 33 de miliarde pe împrumuturi garantate, nu sunt granturi. A, sunt garantate. Sunt împrumuturi, împrumuturi, da. Dar garantate peste plafoane. Păi uite unde dau granturi, fii atent la punctul 2, dau numai 17 miliarde, miliarde da, da. Și fii atent ce zice, în cadrul unui nou instrument tematic, rezerva pentru instituit, ce scrie? Peste plafoanele. Peste plafoanele cadrului financiar multianual. A, deci nu iau din banii... Nu. Păi de unde sunt banii? Păi iau de unde. Stabilesc ei niște bani în plus. Sunt... Cum pun ei banii? Dar nu iau din banii țările europene, nu. De fapt. Da. Adică, în primul rând, pe el nu-l interesează. Da, 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 da. Mi-ai blocat niște bani. S-ar putea să nu-i mai văd. Da. Ei bine, nu. Cu banii ăia nu faci tu ce vrei. Deci aici, în tot textul ăsta, e vorba despre peste plafoane. Plafoane, da. Nu e o chestie în cadru financiar multianual, că luăm de acolo banii, îi mutăm dintr-un loc în altul. Da, uite, vezi, de-aia ești tu... Nu, de-aia sunt eu. Nu, ba da, că n-am observat nimeni asta. Că... Hai să mergem mai departe, micuțule, ca să vezi cum e. Ce spun ei? Bă, ce au obținut Orba nu e mare lucru. Dați-mi 669-a. Păi nu, peste plafoane lămurește... Ascult tot... aici, fii atent. Astea sunt alea chestiunile pe care le-a obținut Orban mai fără importanță. Fii atent. Consiliul va juca un rol cheie în guvernanța instrumentului financiar pentru Ucraina, se adoptă cu majoritate calificată, bla, 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 bla. Și fii atent la 7 ce zice, te ții? Da. Pe baza raportului anual al Comisiei privind punerea în aplicare a instrumentului pentru Ucraina, Consiliul European va organiza în fiecare an o dezbatere privind aplicarea instrumentului în vederea furnizării de orientare. Aici spun ei că nu i-au dat drept de veto. Ce spunea Orban? Bă, eu vreau să văd în fiecare văd cum an. Cum s-au cheltuit banii. Și ei ce zic? Da, mă, ne întâlnim, cum zici tu. Dar nu o să te lăsăm tu acolo să blochezi în continuare finanțarea. Dar Orban n-a zis niciodată că blochează el finanțarea. A, poate ar fi vrut să o facă. A, poate au negociat. Dar n-avea nevoie să mai blocheze nimic, de vreme ce oricum ăștia dădeau granturi peste plafoanele cadrului financiar multianual. Și zice mai departe, dacă este necesar peste 2 ani, Consiliul European va invita Comisia să prezinte o propunere de revizuire în contextul noului cadru financiar multianual. Nicăieri aici, în această formulare, nu apare că ceva s-ar adopta prin unanimitate sau că ar putea Orban să opună veto-ul, nu? Continuării. Da, nu se vorbește, din potrivă. Nu numai că nu se vorbește de unanimitate, se vorbește de o majoritate. Mai sus, mai, da, mai sus, da. Dar această poveste, care apare și ea în document, pentru Orban, este o chestie semnificativă doar ca imagine a faptului că punctul lui de vedere se regăsește în document. În rest, păi, văd, acolo, și... acolo unde a contat ce a contat. Da, hai că vine acum bomboana de pe cireaș. Știi ce a făcut nebunul? Bună de pe colivă. Fii atent, nu, știi ce a făcut nebunul? Fii atent. De vezi, dar deși mă făceai pe mine să te fac că ai mințit. Fii atent ce a făcut, ce a putut să facă. Deci fii atent. Comisia Europeană le-a blocat niște fonduri. Că e Orban autoritar, nu știu ce face el cu preza. Bun. Și Orban, statul de drept. Și Orban l-ai văzut la masa acolo? Se taie la așa. Și zice, ce faci, Meloni, ne mai pupăm puțin după? Da, cu Victor se pare. Ne mai pupăm puțin după? Ne-ai văzut, mă, îmbrățișați. După? După ședință, mă. Nu. Nu e seara cu Beatrice. Pleacă acasă, nu te mai gândi la... Pleacă acasă după ce se pupă. Pupături pe gură. Așa, deci fii atent. Mă, copii, zice, voi mi-ați blocat mie niște fonduri. Da, bun, ok. Dar în baza ce? Păi cum, aveam... Articolul... Exact, care concluziile... Statul... Concluziile Consiliului European din 2020... Ocluziile. Ce, da, ocluziile, 11 decembrie. Și zice Victor, bă, băieți, vreți voi să dați niște bani Ucrainei, nu? Adică, dar nu din banii mei, că ok. Da. Ba, ok. În ce document peste scrie... plafoane. Bă, în ce document scrie aia că rețineți mie niște bani? Păi, băi, s-a aprobat, e în 2020. Aha, bine. Păi ia scoteți-l că mai aveți descris în el. Bă, tu ai nebunit?
Ce? I-a pus să scrie din nou documentul din 2020? Bă, tu ești nebun? Deci au făcut? Nu știam asta. Păi ce să spun? Au rescris? De ce news? De ce Dar news? Ce are dragă de ce news? Mă mai nervat. Nu știu, mă, era cu... A căzut... A căzut drona, a căzut drona. Deci ce ai făcut, mă? Adică... Să scrie retroactiv un document. A, deci au adăugat ceva în documentul din 2020. Marius, ești nebun la cap? Sunt, deci, dar nu tot timpul. Ia zi, băi, Macron, ia pixul ăsta. Scrie acolo. Da, Macron. Macron? Macron. Hai, notează. Ia. În ce limbă vrei să dictezi? Hai, arată documentul. În franceză sau... Lasă vrăjeala. Băi, Macron, eu îți dictez în ungară. Zi. În maghiară, în... Domn profesor, lăsați vrăjeala, treceți la document. Jesus Christ. De ce au modificat un document din 2020? Bă, tu ești nebun la cap, dați-mi 672-a. Fii atent ce l-a făcut micuțul. 672-a. Oribil. Deci, ce băiatule, da. Fii atent, ăsta e documentul. Din 2020. Scrie acolo. Da. Sunt concluziile Consiliului European, da? Da? Din 11 decembrie. Și fii atent, ce vezi cu roșu jos? Ce vezi? Da. I-a pus să introducă. Acum? Da. Și că aplicarea mecanismului de condiționalitate, mecanismul în baza căruia ei au reținut niște fonduri. Zice, în temeiul va fi, fii atent, era obiectivă, era și cu nediscriminarea mai sus, dar el le-a mai băgat o dată. Și zice, fii atent, echitabilă, imparțială și bazată pe fapte. Adică ceva de genul. Bă, voi până Bine, acum... Oam... Da. Voi până acum ați fost niște nenorociți. Ia, hai, trebuie să vă compun. Modificația aia. Bun, dacă dă și documentul care era înainte. De a fi modificat. Documentul care era înainte era în fără echitabil. Nu, lasă-l un pic acolo, te rog. Deci, Marius, ce ai făcut, mă? Nu știu, asta nu. N-a dat la DC News? Nu. Și nici la... Nici la Antena 3. Și nici la Digi n-a dat? Nu. Nici The Guardian n-a dat. Păi, dar n-a mai avut... Nici Politico n-a dat. N-a mai avut spațiu de emisie. Și Politico și ale... Spun ceva de genul. Dar nu. A obținut el o chestie din dar asta. Dar nu acolo, dau în... Dar... Cu subiect și predicat, spun cu roșu. Spun că s-a introdus chestia asta într-un document, nu știu păi ce, vezi. Dar este fără importanță. Nu, dar asta mi-arată cât de ticălos ești, că mai devreme mă puneai să zic, în legătură cu ce ai spus tu pe 29 ianuarie, stai că nu trece așa ușor, că te-ai înșelat. Marius, da, de ce hai să te duc. Mi-ai întins o capcană. Da, hai să te duc mai departe să cai jos. Ia. Asta e ce se vede, cine vrea să vadă. Dar mai sunt și niște lucruri care nu se văd. Ca de exemplu. Adică tu crezi că sărutul Georgiei... Care nu e, n-a fost sărutul morții, sărutul ci al vieții... Tu crezi că sărutul Georgiei costă 2 lei? Nu. Doamne ferește. Eu cred că este inestimabil. Asta zic. Eu cred că este inestimabil. Și acum să-ți fără, dau... Cum e neprețios... Fără preț. Fără preț, așa, da. Stai că era... Mă gândeam în expresia de neprețuit, da, neprețuit. Mariusică, hai ca să te ajut. Păi neprețuit am zis. Mergem la un profesor de drept internațional ca să te mai învețe câte ceva, da? Te rog. Bun. Era momentul. Dați-mi 676-a. E pe X. Dar mă mir că n-au dat ăștia totuși aici documentele. Da, uite, asta n-a dat-o nimeni. Mm. Asta n-a dat-o nimeni, Marius. Întrebarea... Nu asta, ce asta? Am zis 676-a. A. Aoleu, ni-l dăduse pe ăla, să ne sperie, frate. Cum au câștigat liderii UE peste vetoul lui Orban? Să verificăm eurotriunfalismul din jurul... EUCO este numele Consiliului European, pentru că e pe X și știe, a scris. Obținut... Așa, 3 adăugiri procedurale ce ți-am arătat acolo și o revizuire periodică a ajutorului, care sunt în mare măsură irelevante pentru Dar Orban. Dar ăsta de unde a găsit alemanul ăsta? Că și ăsta n-are treabă. Băi... Eu ți-am dat, uite, îl găsești acolo. Care sunt în măsură irelevante pentru Orban, în ciuda afirmației, dar de asemenea o linie inofensivă... Fii atent, treaba de care ziceam, o linie inofensivă redundantă din punct de vedere juridic, dar puternică din punct de vedere politic, care promite Ungariei o revizuire obiectivă, corectă, imparțială, bazată pe fapte. Ce era adăugirea acolo. Din document. Dar fii atent ce scrie în continuare. Ce se întâmplă dacă aceasta din urmă echivalează cu o promisiune de facto de a nu impune condiționalitatea financiară față de Ungaria. Păi asta înseamnă, nu? Până păi asta înseamnă, da. Cine are minte să înțeleagă ce s-a întâmplat acolo, își dă seama, nu că micuțul Orban i-a rupt. Pe genunchi. Pe genunchi. A obținut tot ce a vrut și cu supra-măsură. Cu asupra de măsură. Dar spune-mi, te rog, de ce mai ai vrut să-mi întins cursa aia, să nu, zic eu că întrebarea tu... este alta.
De ce toată presa occidentală îl prezintă pe Orban ca fiind marele înfrânt, inclusiv presa din România? Pentru că trebuie să existe un înfrânt, domn profesor. A, am înțeles. Și atunci aceea nu suntem noi înfrânții, trebuie să fie Orban. Am înțeles. Băi, Marius... Dar l-au și sărit, adevărul, că după votul ăla, care a fost după 10 minute, spuneau ei, dar n-au venit cu adenda asta, n-au venit cu adăugirile din document. Deci, fii presa occidentală a scris de treaba aia, cu să fie obiectivă, bazată... Da, corect. Și că au obținut o chestie, dar e într-un document... Nu au fost capabili, hai să zicem că nu au fost capabili, să înțeleagă semnificația a ceea ce înseamnă să modifici un text. Aia mi se pare din incredibil. 2020. Da. Uite-vă, i-a aici, umilit. Vreau să zic și eu, știi că noi suntem cu Schengen, vai din mama noastră, da? Aerianul, da. Plutitor, extraterestru, sigur. Da? Păi nu puteam să ne opunem noi acum cu 50 de miliarde să ne dea și nouă pe terestru? Eu ți-am mai explicație, Marius. Hai. Nu, serios acum te întreb. Marius, eu ți-am mai explicație. Te rog. Dar tu nu vrei să înțelegi. Într-un târziu o să înțeleg, îți dai seama, da. Ai fost la Budapesta? Ai fost la Abrud? Cum zicea Florin Piersic. Hai tu, să nu, tu nu ești Ungaria, amicuț. Să nu ne jinim între noi. Tu nu ești Ungaria. Nu, dar n-am putea să avem niște lideri care să spună hai și să-ți nu mai spun ca ceva. Să... Hai să-ți mai spun ceva. S-a dus Orban acolo. Așa? Și? Oh. Și au venit ăștia, i-au ciugulit din palmă. Corect. L-Orban Victor. Mhm. Tu știi că Turcia a aprobat, a validat în Parlament intrarea Suediei în NATO? Suedia și Ungaria nu. Ia-o pe asta de la mine. S-a și-a zis un summit de la Vilnius, pe care noi încă nu l-am discutat, dar o să-l discutăm când vine Sorocul, a fost făcut pentru treaba asta. Biden avea nevoie să bage Suedia în... Pentru asta, e o prostie, fusese cu un an înainte summitul la... Da, Madrid, să ai summit la nivel de șef de stat, ești nebun la cap. Da. Nu mai pun la socoteală că anul ăsta este iar că se aniversează NATO, nu Washington. Nu știu când și mai e încă un summit. Ce, da. Ce treaba a fost cu Vilnius? Ca să bage Suedia. Să bage Suedia. Turcii au blocat. La momentul ăla, ungurii au zis așa, nu vom fi ultimii care vom ratifica. Ei, uite că sunt ultimii. Adică, ce spuneau? Bă, ne înțelegem cu turcii și dacă ei ratifică, ratificăm și noi. Ok, bun. Acum, ăștia în Congresul American, după ce i-au șuntit pe turci de la achiziția de avioane F-35, că au spus turcilor, ați achiziționat sisteme de apărare S-400 de la ruși. Nu putem să vă dăm avioane F-35 să ia rușii amprenta le-au de la avion. Le-au dat până la urmă. Nu le-au dat nimic, taci din gură. Urmează să... Nu le urmează nimic. Nu? Nu. Ăsta, Erdogan, a dat o grămadă de bani într-o primă fază pentru contractul legat de F-35, acum vrea să-și îmbunătățească flotila de F-16. Congresul American a zis, băi, nu, că sunteți derbedei, turci, uite ce faceți, mai ales că turcii au plăcerea sadică să tot zboare așa peste greci, înțelegi? Mm. De bine ce aliați sunt cu greci. Și asta la băieții din Congresul American nu le place. Și a zis, băi, până când... Nu mai zburați? Nu. Până când nu băgați Suedia în NATO, nu vă dăm F-16. Turcu zicea la fel. Până nu ne dați F-16, nu băgăm... Suedia în NATO. Deci da. Era un blocaj total. Până când s-a dus Erdogan la micuțul Victor. Și a zis, Victoraș, ia vreo pași. Victor, da, ce icoane, ce s-a întâmplat? Mă, Victoraș, suntem noi doi cei mai adracu din Europa? Suntem. Suntem, dar îl băgăm și pe Volodea. Îl băgăm și pe Volodea în echipa asta. Mm. Da, mă, noi trei atunci. Suntem noi cei mai adracu din Europa? Așa, da, a zis Victor. Bine, uite, fii atent. Eu le zic americanilor așa, băi, găinați, dați-mi și mie F-16-uri de alea pe care mi le-ați promis. Iar ei spun mie că nu mi le dau dacă nu ratific protocolul de accedere la NATO pentru Suedia. În Parlament. Mm-hmm. Da? E așa zic. Nu-ți dăm până nu-i bagi pe ea în NATO. Eu am zis că-i bag pe ea în NATO după ce îmi dau ei. Și uite, aici ne-am blocat. Victoraș, facem și noi o șmecherie? Și Victoraș zice, da, mă, facem. Dacă iese ceva, bă, spun eu că iese. Fii atent cum facem. Bag eu NATO, îi bag pe ăștia NATO pe suedezi, înțelegi? Dar nu-i bagi tu. Și așteptăm să vedem dacă îmi dau americanii F-16. Și numai atunci îi bagi tu. Și atunci... Victoraș. Tu-ți dai seama. Asta, mă înjuri, tu-ți, asta, în condițiile, asta în condițiile în care Orban spusese că nu o să fie ultimul. Deci îți dai seama ce și-asumă el făcând chestia asta. În înțelegerea cu Erdogan... Tu-ți dai seama cât e de puternic. Deci vine ca lider de guvern și țară și spune, băi,
Eu nu voi fi ultimul. Ghișe. E ultimul. Turcia a aderat. Deci a asumat chestia. Bă, să-ți asumi, fii atent, da? Să-ți pui în cap în același timp toate marile puteri europene și SUA. Tu mă întrebi pe mine, de ce n-am făcut noi ce? Ce? Poate să scurmăm, îngăinați ca găina. Asta să faci tu. Mai devreme era rahat cu Perge, acum e găinați. Deci ăsta este Orban Victor. Și a spus premierul suedez, care... Schelălăia? Da, schelălăia. Ce facem noi? Dar nu vă mai dăm avioane Gripen. Și ăsta Orban a zis, băi... Alo. Alo, băi... Suedezule. Băi, suedezule. Băi, Aba, vrei să te băgăm în... Vrei să te băgăm în NATO? Vino la Budapesta să vorbim. Atunci stai acolo. Și nu s-a mai dus? Hai să-l vedem. Urmează, cât îmi ține. Da. Între timp aia scot fum în Congresul American. Mamă, să băgăm sancțiuni pe unguri. Să le anulăm clauza pentru ridicarea vizelor, nu? Care deja au făcut americanii. Iar Orban stă tol. Tol, adică așa, drept. Poftim? Singurul mare lider al Europei la acest moment. Păi și Scholz? Vezi, Scholz? Analiza știi pe prietenul nostru Rubin? Da. James Rubin, da. Știi cu ce se ocupă mai nou? Băbatul lui... Fii atent, aici. Cristina. Mai nou James Rubin. S-a întors la departamentul. Știi că l-am avut în emisiune. Da, mă, știu, pe normal. Ce n-ai era epoca aia. Da. Bă, mare, ce dracu, da, ce vremuri. Mai ții minte, cum mă luptam eu pentru americani. Știi ce m-a întrebat la un moment dat? Da. Ce mai e pe la Caracal? Ai văzut? Zic, poftim? Eu am crezut că n-aud bine. Nu era Caracal, mă, era Cocacol. Și tu ai înțeles Caracal? Caracal, că se da. Instruit, vezi că ăsta e Caracal. Da. Sunt instruiți. Așa, s-a întors la departamentul de stat. Și umblă cu... E la un centru din ăsta, se ocupă el să oprească dezinformările, nu știu ce, și face memorandumuri din astea prin Europa. Înțelegi? Mm-hmm. Știi cu cine a făcut până acum? Cu România. Nu. Cu Bulgaria, cu Moldova și cu Germania. Dar tu de ce nu faci o analiză rece și ești implicat emoțional și râzi de Scholz? Exact. De ce faci asta? Bă, vezi că a fost în Newland, a fost în Ucraina, a rezolvat cu... Păi discutăm. Da? Newland a fost în Ucraina să-l dea jos pe Zaluzhny. Zaluzhny, păi ca și dat, mâine. Ăștia au impresia că s-a dus ca să-l salveze. din contră, cum se spune. Lumea are impresia că acest comandant al armatei ucrainiene era, spunea micuțul Radu Tudor, că fără el moare Ucraina. Între timp americanii au zis: "Hai mă, marci cu ăsta de aici, că a zis că armele noastre nu sunt bune." Nu e bune, da. Dar lasă că vedem imediat. Era stricate. Deci Marius, ce ai făcut? Mamă, cum trece timp. Măi, cum mi-a întins cursa aia, deci jur, rar mi-a dat să văd așa ceva. Pe bune? Păi, ai dat imaginea să spun eu că tu ai greșit și după aia să mă fi prins. Păi n-am greșit? Ai văzut că am zis că nu comentez. Auzi, Marius, dar eu de ce am știut chestia asta? Că le dă domnul profesor, hai să spun ceva. Nu ești atât de implicat sentimental cum este Meloni. Auzi, băi, fraiere, cu Meloni. Auzi, spun ceva. Auzi, cu Meloni, mă, tu visezi la Meloni. Valerica Fraierică, da, te rog. Da. Eu sunt fraierică, dar nu mă bag la Beatrice ca tine. Nu, dar la Meloni, eu când mă duc în Italia, Beatrice, o caut pe Meloni, iau numărul de la Simion și ai caută. Ai sunat-o și nu ți-a răspuns. Nu. Hai că mi-ai spus. A sunat ocupat. Exact, așa, ai văzut? Dar eu nu sunat cu taxă inversă și de-aia a sunat știu. Ocupat. Deci, Marius. Te rog. De unde ai știut tu? Știi ce-ți trebuie ție? Niște inteligență artificială. Da, vreau foarte multă inteligență artificială. Pe cuvântul meu. Să știi că nu e glumă. Dați-mi 680A ca să vezi tu cum stă treaba. 680A, vă rog. Ia uite, mă, tu știi cine asta? Competiția? Bă, lasă, bă, ăla. A, ăla, cine? Dânsu? Ei, cine? William. Păi, William de la... Shakespeare. Cine? Șeful de la CIA. Ai văzut, mă? Ce zice Malcolm? Am văzut și eu de Dânsu. Ce zice Malcolm? Competiția geopolitică... Vezi că e în foreign affairs, băi, e în foreign affairs. Da, nu e oriunde. Băi. Competiția geopolitică și incertitudinea, ca să nu mai vorbim de provocările comune, nu știu care sunt alea. A, cum ar fi schimbările climatice și progresele tehnologice fără precedent, cum ar fi inteligența artificială, creează un peisaj internațional extrem de complicat. E complicat.
Bă, ți-a spus? It's complicated. E complicated. It's very complicated. Bă, dacă spune ăsta, da, și în Foreign Affairs, ține cont. Mm-hmm. Ca să vezi că mai citim și altceva decât Scânteia, da, tinerătului. Marius, da, cu fermierii am... Da, hai. Lasă, bă, fermierii, că avem altă treabă. Am sărit de Ucraina și fermierii. Mă uit aici. E important, totuși. Păi, Ucraina și fermierii, ți-am explicat-o, că ți-am băgat-o pe manșetă înainte, când ți-am arătat ce a zis Comisia. A, am înțeles, scuze. Ai înțeles? Deci, eu vreau să-mi bifez aici, da, bifează. Da, da. Auzi, prietene, da, ia-o tu pe asta la fratele tău, James Rubin. Dați-mi 679. Ia. Fratele tău, vezi? Mm-hmm. Ia uite cu ce se ocupă. Este acum trimis special coordonator la Centru de Angajare Globală. Da, ce vorbești, mă? Fii atent. În următoarea serie de alegeri întreaga Europa, Rusia, Kremlin nu va căuta să folosească război informațional pentru a sumina democrațiile noastre, pentru a-i promovea pe cei care ar face mai puțin apărarea și sprijinirea Ucrainei. Bă, dar sunt alegeri în toată Europa Occidentală, da, în cum, Belgia. Da, dar cum ai promova pe cei care ar face mai puțin? Păi cum, adică să ajungă ăia care să fac fie puțin mai promovați, adică, da? Orban. Orban, clar! Da. Da, și în țara ta, probabil tu. Noi doi, de ce noi mai doi, exact. Și uite unde lovesc, mă, rușii, fii atent. Știți cu toți unde... Uite jos. Da, nu am nicio îndoială că acest lucru se va întâmpla la acele alegeri. Știți cu toții unde sunt alegerile. Sunt în Slovacia, sunt în Lituania, în Moldova, în România. Sunt alegeri pentru Parlamentul European, sunt în Croația pe tot parcursul anului. De ce ar suntem pe listă? Da, în Germania nu sunt, mă, în Belgia nu sunt. Chiar așa? Păi de ce numai aici? Care păi de ce? De ce aici? În Italia, de ce nu peste sunt și tot, în Italia? În toată, da, Europa, în Marea Britanie. Marea Britanie. Pentru Camera Comunelor. În America. Bine, Europa, Marius, da? Vorbeam și, da, dincolo de... În Rusia sunt. Bine. În Ucraina. Sunt, în Ucraina vor fi, nu. Păi e lege marțială acolo. A, n-ai voie să faci, da, lege. Deci ce face Marius aici? Păi nu știu, de ce? Păi să știi că e la solbă. Că e inteligența... Băi, inteligența artificială o să fure alegerile. Știi? Iar? Când l-a mai furat inteligența artificială? Când l-a câștigat Băsescu, că el era un, păi, fel, da, de inteligență artificială. Nu era artificial. El era natural. Era neoși. Nu, și a mai fost și prostia naturală, da, pe, exact, de altă parte, exact, că de-aia s-au, exact, câștigat. Uite, mă, s-au furat. Unii au luat-o în serios. Ia. Yeah. Uite, fii atent. Nu o să putem da și sonor, îmi pare rău, dar asta e. De ce? De ce? Că o să-ți oprească emisiunea, da. Am înțeles. Și atunci ai vezi doar așa pe ăștia cu inteligența artificială, care e foarte grav și fură alegerile. Știai că fură alegerile inteligența artificială? Am bănuit, dar nu... Până dați-mi 14 ce, să-l învățăm și pe micuțul ăsta. Știam că prostia naturală a câștigat, da, alegerile. 14 ce, vă rog. Uite de acolo, micuțul. Ia, ce vezi tu acum? Ia, ești pregătit? Încă nu. De-aia nici nu dau. Hai! Ia. Bun, mai avem un asai de râs. Dar e tare și ăsta. Președintele, cine, prim-ministru, fostul președinte PSD și fost președinte de cameră, și așa mai departe, cântă pe inteligența artificială împreună. Uite-te, sigur că e amuzant, dar repet și trag aceste plan de alarmă. Pregătiți-vă pentru ce este mai rău cu inteligența artificială. Vor dori să răstoarne rezultatul alegerilor folosind-o și sunt pregătiți să o fac. Prietene, răstoarnă. Ne-au rupt. Uite-i, mă, ăștia. Sigur, nu avem, ne scuzați, dragi că români. Că n-avem nu știu ce drepturi, de nu știu nu, ce, da. Exact. Ne... Poți să dai 10 secunde că nu se întâmplă. Nu, 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 okay, nu, să nu dea deloc, lasă așa. Nu e nevoie. Uite-i, mă, cum... Da. Nu ei fură săracii, ei însă exemplifică, nu-i așa, cum... Păi, vale, și cum se întâmplă? Că explică-mi și mie tot. Deci, stai că-ți explic mie. Cum răstoarnă, da. Da, pe omul ăsta îl cunoști, nu? Așa, uite, ăsta e Dragnea, presupun, nu? Da, a trecut de la așa, așa. Grătar la țambal. Ia uite, cântă la țambal micuțul, ăla la acordeon și ăla la... Și uite, așa o să vină, o să te dea pe tine la televizor că ai spus român trece sprutul. Păi și răstoarnă? Păi da, că dacă trec toți românii prutul, să... cine dracu mai votează în România? Nu mai are cine. Da, români vor don trece sprusul, o să vii tu. Toți dincolo. Exact, toți se duc. Și votează să voteze pe Maia Sandu. Exact, iese Maia Sandu cu maxim de Zeița... voturi. Exact. Și noi ce facem? Ne Nefertiti 2. Deci ai înțeles cum e cu inteligența artificială? Așa răstoarnă? E pericol mare. Da, dar nu că vine un general adevărat și te rezolvă. Da. Dați-mi 15 ce, vă rog. Uite acolo, învață. Eu iau, învăț de la... Ia. Învață de la Fiaten. Stele. Fiaten. Bun, comentarii? Ne vom aștepta la tot felul de chestiuni. Unele mai distractive, altele deloc distractive.
intră în această tehnică de manipulare extraordinară. Pentru că probabil că vor fi unele mesaje care vor ținti un anumit grup social. Și aici ne vom teme. Eu cred că, și îmi cer scuze că spun chestiunea aceasta, dar cred că de aici încolo va trebui să avem mare încredere în aceste emisiuni de TV live. Este singurul mod în care pot să fac deosebirea între ceva real și ceva imaginar care circulă prin alte sisteme. Televiziunile sunt reglementate. Sunt reglementate, trebuie să respecte legea și, mă rog, sunt televiziuni care au standarde. Problema e așa, ei le vor pune aceste mesaje și așa mai departe pe platforme în care va fi foarte greu din România să le dai jos. Ce băi, breazla ta! Domnul general... Păi nu, generalul e în breazla mea. Nu, e din breazla lui Gheorghiță. Stai un pic să mă ciupesc. Ciupește-te. Deci, dacă deci numai sunt, să fie live emisiunile... Da, dacă e live, ești salvat. Noi suntem live, ia vezi. Nu știu, mă. Da, adică ci că live nu merge... Stai un pic, e luni, 5 februarie 21 și 17, băi, live. Adică vrea să zic, live nu merge cu inteligența artificială. A, deci noi nu avem cum să fim afectați de inteligența artificială. E sigur? Artificială. Vrei să-ți dau un live? Să-mi dai un live la ora asta? Ia. Da, mă, îți dau un live acum. Ia, te ții? Da. Mamă, să vezi cum e cu... Bă, tu ai auzit că ăsta e inteligența artificială? Deci eu, fără să-mi dau seama, făceam emisiuni live. Da, mă. Fac din... Sincer, în 96. Da, da. Ca să nu mă atace inteligența. Da, să nu fie artificial, da. Da. Da, fraiere. Ți-a spus domnul... Vezi că e... Nu vrei să înregistrăm ceva, să nu mai fie live? Nu, dar hai să-ți dau un live acum. Ia. Te bagi? Da, vreau live. Dați-mi 11 ce, vă rog. Să nu fiu atacat. 11 ce, vă rog. Pe cel care reușește pe o linie a frontului de 1000 de kilometri să facă față cui? Unei armate de 1 milion de oameni. Deci zice de generalul Jaluznii, care cică pe o linie se luptă face cu... Face față, da. Da. Și zice, îl schimbă că ăla face față. Nu, mă, zice 1 milion de... Da? E live, era live. Da. 1 milion de ruși erau, da? Da. Deci, fii atent. Tu știi că Radu Tudor e inteligența artificială? De mult, adică e... Pe bune? E o extraterestru, în sensul adică acesta. Adică nu, păi nu că a spus Gâdea că nu te păcălește decât inteligența artificială. Și a venit și domnul numai general... inteligența artificială răstoarnă. Care și fură. Și răstoarnă, adică răstoarnă rezultată. În sens că fură, mă. Da, da. Răstoarnă la Caracal, cum e vorba, băi, Marius, bă, nu poți să te desprinzi de chestia asta. Ia-l dă pe mine că l-o mor, așa, ba, așa. Deci, și pe urmă a venit domnul general și a zis, bă, dacă e live, nu se răstoarnă la Caracal nimic. Exact. Adică, rămâne așa, se ducă ea mai departe. La tine, la Brâncoveanu, se răstoarnă. La universitate. Și a venit Micuțu, live. A, tu de-aia ții cursurile live la da, studenți. Da, mă, te-ai prins? Că, băi, frate, să acum... nu mă dau jos din car. Auzi, Marius, da, fii atent. Da, să nu te răstorni din car. Păi mă răstoarnă inteligența artificială. Ai văzut că sunt 1 milion de ruși în Ucraina? Ți-a spus omul? Da, mi-a zis. Bine. Atunci dacă ți-a zis, ia-o pe asta, dați-mi 12. Știi că asta ți-a zis-o pe 31 ianuarie, da? Da. Nu vrei să vezi ce ți-a spus pe 2 februarie? 12 ce, vă rog? În momentul de față, potrivit afirmației făcute de armata ucrainiană, pe teritoriul Ucrainei sunt 600 de mii de militari invadatori. 600 de mii. Nu era 1 milion? Deci între... Hotărăște-te, Vali. Între 31 ianuarie și 2 februarie... Au murit 400 de mii. Au murit, mă, săraci, 400 de mii. S-au intervenit inteligența artificială. Nu, pe el e inteligența artificială. Tu nu știai că e inteligența artificială? Bă, da, ți-am zis că e extraterestru. Da, deci, apropo de ce zice Barbu, că nu se întâmplă nimic dacă ești live. Păi și ei n-au fost live? Ba sau... da. Măi, mă, stai, că mi-ai dat prea multe odată și nu pot să duc. Deci, de la 1 milion... Ia și tu o sacoși! De la 1 milion au ajuns, iau de aia, o pungă. Da. De la 1 milion de asta au ajuns 600 de mii. Da. Și nu erau live... Sau care? Erau live, săraci, că mor live. Ce să a, deci inteligența artificială... I-a furat. I-a nu furat de 400 de mii. N-a spus gâdea. Problema e că i-a furat live. Păi și atunci nu se mai susține asta, nu că se live mai susține. Ce-a zis general. Da, săracul general. Că de-aia trebuie schimbate legile, bă, armate. Ca să intre cu... Ca să intre și că dronele cu live-ul în inteligența artificială. Și dronele e proaste. Exact, dronele sunt proaste, bucă, nu vezi ce proaste sunt. Ele nu sunt, nu e, adică... ele nu sunt inteligente și artificiale. Deci, hai, dar totuși poate vrei o explicație pentru inteligența artificială. Ca să înțeleg. Da? Păi, hai, să știi că nu e cum crezi tu. Da. Uite, de pildă, ai văzut ce a spus? Că așa i-a spus lui armata, nu? Da. Bine. Hai să vedem. De unde știe el treaba asta că sunt atât... Poate aflăm cu ocazia asta și cât sunt totuși în realitate. Câți ruși sunt prin Ucraina. Ești curios? Ia. Ia să vedem.
Dați-mi 674 avărul. Ia fi atent, Marius. Da? Ce spune acolo? Hai, dă-o. Vezi? Asta dă-o e, încolo. Stai, mă, asta e publicație ucraineană. Rusia a concentrat peste 400 de mii de soldați. Era în 24 octombrie, da? Păi au venit încă 200 de mii. Stai, mă, erau acolo. 400 de mii erau în octombrie, da? Da. Uite, spune reprezentantul Serviciului de Informație a Apărării, a Ministerului Apărării a Ucrainei, Andrei Iusov. Deci ce zice el? Numai că lui Micuțu îi dăduse un milion. Ăsta zice 400 de mii. Păi au venit 600 de mii din octombrie. Stai așa să vezi. Deci, asta era în octombrie cu 400 de mii. Da. Dați-mi, vă rog, 675A. Să vezi aici în ce încurcătură intrăm. Aoleu. Da, să nu mă bagi în ceva. Deci fii atent, îl vezi pe micuțul ăsta? Da. Este securitatea lor, de la armată, Andrei Iusov, vezi? Mm-hmm. Asta e din decembrie. Atenție, e proaspăt, ultima strigare. Cât sunt? 450.000 în loc de 617.000. În loc, păi nu, zice așa, în loc de 617.000, cum a susținut președinte. Păi n-a susținut ăsta. El a zis mai devreme, da. Bă, tu ești nebun? Măi, ce e greu cu cifrele. Cum, mă? Inteligența artificială de la Antena 3, la pe numele ei, Radu Tudor, așa, susține minciunile lui Putin? Da. Dacă mă întreb pe mine, da. Bă, tu ești nebun? Păi da, dar a zis ăsta mai devreme că ce el a zis că Barbu sunt. A zis că mergi, adică live e ok. Că e live, da. Dacă e live, merge minciunile. Poate n-au fost live și de-aia. A, dar fii atent ce zice aici. Te ții? Cum mori? Cum dacă e live, merge minciunile? Păi numai dacă, da, e, dacă e artificial, da, merge, bă, minciuna. Merge, mă. Fii atent, dar ce nu zic. Live. Fii atent. Da. Inamic oferă date distorsionate pentru a crește presiunea informațională asupra țării noastre. Uite cu ce se ocupă Radu Tudor. Pune presiune pe... Da, mă, pe Ucraina. Puțin... Adică păi, vorbește Putin. Auzi, da, James Rubin, ce... Bă, uite, bă, în stai prezent... Un pic, mă, stai, bă, stai, mă, zice ăsta. Da. În prezent, peste 450.000 de soldați ajută în Ucraina. Fii atent. Singurul mod în care cifrele lui Putin, adică al lui Radu Tudor, da, ar fi realiste, ar fi dacă ar include soldații uciși. Fii atent, de fiecare dată când el, păi Putin, asta, măi, la asta, stai, n-am, mă, de fiecare dată când el, Putin, deschide gura, Putin slash Radu Tudor, da, deschide gura, mințea. Așa spune ăsta. Păi s-a luat după Putin aici, Radu. Păi asta m-a debulgondat. Cum, stai puțin, ăsta minte cu gura lui Putin? Radu, sau Putin minte cu gura lui Radu Tudor. Doamne Dumnezeule, deci mai, nu mai... Deci, nu mai ce? Deci live se spune adevărul. Live nu mai adevărul. Artificială, dacă e înregistrat, e distorsionat și e atunci, falci, și uși, da, de falci. Și vine inteligența artificială, adică Radu Tudor live. Dar de ce jignești, de ce jignești colegii, păi, fiindcă mei? Așa a zis, așa a zis și domnul Gean și domnul Gâdea, că inteligența artificială minte. Deci tu te-ai luat după ei? Păi da, și de aici... Au murit 400 de mii, e bine, din decembrie până în 5 ianuarie. Nu știu, mă. Păi au murit de la 600 sau de la 400 la 1 milion. Eu am înțeles așa, de la inteligența artificială, Radu, bun, că întâi era 1 milion. Voiam să te întreb și eu ceva. De ce vine James Rubin cu chestia aia că mamă se alege în Slovacia, în România? Nu ți-a explicat Ben Hodges? Ce anume? Că trebuie schimbată să poți să lovești dronele din Rusia? Hai, eu întrebam serios acum. Și ție se pare că eu sunt strâmb? Nu, da. Adică de ce să vii cu asta că vine inteligența și e de partea rușilor în alegerile din... Numai asta a zis Gâdea, a dedus de la ce a zis Burs, nu de la ce a zis Rubin. Rubin a venit doar și a spus că în alegeri, aha, va fi nasol, că intervin rușii. Intervin rușii prin inteligență artificială. Nu, asta cu inteligența... Păi rușii au și ei inteligență artificială, că nu, nu au rușii. Nu, n-a spus Rubin de inteligență artificială. De inteligență artificială a spus William Burns de la CIA. Iar Gâdea, care este și de acolo și de aici... Poftim? Gâdea, care este și de acolo și de aici și la groapa cu furnici, a venit și a zis, bă, fură inteligența artificială alegerii. N-ai dovezi să acuzi un coleg că ar fi și de acolo am și de aici? Am zis de la groapa cu furnici. A, de la groapa cu furnici, adică așa, da. Adică de la colegii lui truditori care produc rod, în fie... ca o furnicuță muncesc. Care produc rod? Da. Rodul pământului? Da. La asta te gândești. Adică știi, ea nu prea produce neapărat în sensul că muncește la strunc să facă rod. Ci da? Cară în spinare. Ai văzut, cară în spinare. Da. Ca și Radu Tudor. Și a cărat odată un milion, pe urmă 600 de 400 de mii. Cum zice, mă rog, Putin zice că sunt 600 de mii. L-a, de l-a dat în... L-a dat în fapt. Da, că e 400. Și așa s-a aflat că Radu Tudor e inteligența, păi, artificială. Păi și nu e un salt prea mare al inteligenței artificiale de la un milion la 400 de mii? Ba da.
Adică 600 de mii? Da, dar vorba domnului general Barbu. Are toată Europa 600 de mii merge, de soldat. Adică spune domnul Barbu că merge. Nu mai probleme, da. Nu mai probleme. Bă, tu știi că nu schimbi calul când urci dealul? Nu. Pe bune? De ce? Uite mă, 10 ce? Că nu urci dealul, a? Da, mă. Stai un pic, că nu, nu știi nimic. Calul când urci dealul. Nu schimbi cai în... Da. Când urci dealul. Hai mă, dați-ne cu sonor, mă. Da, cu sonor. E un proverb pe care sper ca românii să-l înțeleagă mai bine. Nu schimb calul când urci dealul. Uh-huh. Nu, nu mor cai când vor câini. Lasă, bă, că nu mor cai. Tu ai rămas cu morții. Lasă morții. Morții cu morții, vii cu vii. Pe ce e cu morții? Nu schimb dealul când urci calul. Adică invers. Nu schimb... Ți-a spus omul. La Jalujnii. Care... Da, exact. Adică nu se poate. Mâine nu mai e. Cine? Jalujnii. Păi nu, dar nu urci. Băi, da, mai am urci. O știre de ultimă oră. Băi, stai mă să-ți explic. Da. Nu schimb calul când urci dealul, corect? Mm-hmm. Ia-o pe asta atunci. Stai un pic, hai să-ți dau o știre de ultimă oră. Ce? Marius, n-avem timp și mă grăbesc. Comandantul șef al forțelor... Așa? Ai, ești un pic de răbdare. Hai. Comandantul șef al forțelor armate ucrainiene, Valerii Jalujnii, a acceptat să demisioneze pentru a deveni ambasador în Marea Britanie, iar anunțul este de așteptat să fie făcut în jurul datei de 8 februarie. Mă, tu ești fraier? Predicția este făcută de un deputat ucrainian, Evgeni Șefcenko, vezi, mă? Citat astăzi de agențiile ruse. Uf. Nu te... Păi și n-ai să nu schimbe ăla dealul? Când ba se... da! Păi nu ți-a spus omul că nu se schimbă dealul când duci cal? Hă? Da. Ți-a zis? Da, mi-a zis. Și tu eu... cumperi de la ăștia că pleacă Jalujnii? Eu zic ce a fost de ultimă oră. Bă, ce zice omul? Să nu schimbi calul când e cădealul. Ai văzut? Uite, dovadă. Hai să-ți arăt. Tu zici de Jalujnii? Da. Faci mișto de mine. Dați-i 665 avem. Ia zi-mă, cine-i calul? Ia cine-i calul? Cine-i calul? De când e? Din 27 septembrie cumva? 2023. Cine ăsta? Mm-hmm. Mark Milley? Șeful Statelor Majore Reunite, da. Nu putea veni într-un moment mai precar, deoarece Occidentul dă semne că rămâne fără arme, fără răbdare. Și ăsta ce a făcut? A schimbat... Păi a schimbat calul. Când urca dealul? Da, bă! Dar el n-a... Nu poate a... nu era cal, era măgar. Păi poate era asin, dar de urât vorbește. Dacă în contraofensivă se va înregistra un eșec sau dacă prin contraofensivă nu se depășește... Zona defensivă rusă, stai să mai citesc o dată. Aici mi-a dat greu. Deci dacă prin contraofensivă nu se depășește zona defensivă rusă, într-un mod major, cred că temerile legate de un război pentru totdeauna vor deveni mai puternice. Bă, mai adică, vrei, cu asta. Adică vrei să spui că... Păi n-a depășit. N-a depășit. N-a. Și cum, noi atunci am schimbat calul? Nu, da. Sau dealul? Și l-a schimbat pe... Da, mă. Păi, dar n-au trebuia că el urca dealul și când... Bă, dar chiar atunci, fii atent. Dealul, nu-i schimb calul. Nu cumva l-au schimbat când n-au urcat... Poate nu era cal. Poate sau... nu era deal. Și era șes. Era o vale. Era... Te băi, opa! Da. Cu teleguța a mers în jos, nu? Uța. Cu teleguța uța. Ce asta, Marius? Eu cred că inteligența artificială și-a băgat coada. Păi are coadă inteligența artificială, iată. Vai de mine, e făcută numai din coadă. Numai din cozi. Tu ce credeai? E precum caracatița, numai că n-are brațe, bă, are cozi. Dar n-are tentacule, are coji. Marius, am înțeles că e cu Victoria, nu? Da. S-a dus și a rezolvat cazul Hai că local. Vreau să-ți aduci aminte ceva. Da. Dați-mi 962B. Uită-te acolo, te rog. O să-ți aduci aminte imediat și voi, români, o să vă aduceți aminte. Ia vezi tu acolo. Băi, vreau să aud și eu. For you to be here today, again today, nu se vede scrisul. Nearly 2 years later, and for Ukraine to be stand strong and free. Să ne mai dați o dată fără scris ca să vadă oamenii despre ce e vorba în film. For you to be here today, again today, nearly 2 years later, and for Ukraine to be stand strong and free is an enormous victory already. Deci, ai aflat ce este victoria Ucrainei? A rămas pe poziții și... Bă, ai aflat? Liberă, da. Deci ce înseamnă că e victorie pentru Ucraina? Că a rămas liberă. Că a rămas atât cât e, adică fără 20% din teritoriu. Din teritoriu, da. Da? Și omul se plimbă pe la Washington, unde la un moment dat nu o să mai... Adică o să rămână acolo. O să rămână local. Acum că ai aflat care este victoria Ucrainei, poate vrei să afli care este înfrângerea Rusiei.
Păi dacă victoria Ucrainei pe bază de... Păi nu, dar trebuie explicat. Adică okay. De ce crezi că există inteligența artificială? Înfrângerea Rusiei e că deține, da. Ocupă 20% din teritoriu. Marius, hai să upgradăm puțin ca scutul de la De Veselu, da? Te rog. Te rog și eu. Dați-mi 677A, vă rog. Îl cunoști pe Micuț? Da. Vezi că s-a dus acum la Washington, pe 31 ianuarie. Uh-huh. Și l-au întrebat ăia, băi, care e strategia voastră ca să învingeți Rusia? Uh-huh. Și vă rog să definiți înfrângerea, zice. Uh-huh. Și Micuțul spune, dacă e vorba de Ucraina, strategia este de a se asigura că Ucraina prevalează ca națiune independentă suverană. Da, bravo, frumos, așa. Super, doar ce bine sună, minunat. Da. Putin își dă seama că acest cost al încercării de a controla Ucraina și așa este prea mare. Ia, poftim, ce scrie cu roșu? Este vorba parțial despre eliberare. What? Parțial? Cum era parțial color înainte? Adică... Păi nu ia tot, parțial. Nu. Ce spune ăștia? Că au eliberat 50% din ce ocupase. Aia de-aia tot spune asta. Da. Hai că m-ai luminat acum. Și ce a rămas acum? Donbasul, Zaporojie și Kherson? La revedere, parțial. Crimea. E parțial. Crimea. E parțial. Crimea. E parțial. Bine, dar vestea proastă e că... Cum ajunge să o spună în conferință de presă la Washington DC? E adevărat, dar ei n-au eliberat 50%. Asta o spun ca să acopere declarația astuia. Ca să arate exact ce să spună. Ceva, da. Ce să spună. Da? Și zice mai departe. Uite, ucrainienii au eliberat aproximativ jumate din teritoriul pe care Rusia l-a ocupat la început. Nu e adevărat. Da, și mă, nu contează. Nu ți-a spus mai sus inteligența că înfrângerea Rusiei... Era live? Da, mă. Înfrângerea Rusiei înseamnă eliberarea parțială. Adică vine cineva la tine în casă. Adică ce o eliberat, stai un pic. Da, mă, nu contează. Vine așa. Cineva la tine în casă și ți-a televizorul. Da. Și te întreabă lumea, mă, Marius, și tu? Și tu vii și spui. Păi i-am rămas cu casă. Stai, mă. Exact. Bă, sunteți proști? I-a vrut. Păi da, da. Mi-a luat televizorul. Dar era stric, era defect. Bă, și oricum nu se era vedea. Era orabil, nu și se vedea și oricum voiam să-l arunc. Era, da, exact. Mi-a rămas patul, mi-a rămas masa. Fii atent ce bibliotecă mișto. Recamierul. Ai de capul meu. Plus că aveam 5 lei sertar. Nu i-a văzut, nu i-a văzut prost. A luat doar televizor. Că era stricat. Da, mă, Marius, dar erai în casă când am luat televizor. Hey. Da, și mă, eu mă stau să mă ocup de televizor. Scriam ceva, scriam o poezie. Ce ați făcut, mă? Nu știu ce să zic. Mă, Marius, atât de proști? Atât de proști? Bun. Cine e atât de proști? Nu știu, spune tu că ești cu inteligența artificială. Artificială. Da. Tu ești, așa, că ești live. Zice, fii atent. Așa. Zice, desigur v-ar fi plăcut să vedeți mai multe teritorii eliberate. Ne-ar fi plăcut să vedem că ofensiva lansată anul trecut aduce mai multe câștiguri. Păi n-a adus niciun câștig. Dar trebuie să ne amintim de unde a început. Nu contează că ne-au bătut. Da, gândiți-vă în ce condiții. Ne-am străduit. A? Poftim? Ce ai zis, mă? Da. A, și spune, uite, mai jos acolo. A? Ucraina va fi controlată de Rusia, da, dar experții ziceau în câteva săptămâni, iar Kiev deci în câteva zile. Nu a fost chiar atât de rău. Nu, iar acest lucru nu s-a întâmplat. Marius, când a venit ăla să-ți ia televizorul... Putea să ia și mașina de spălat, dar n-a luat. Putea să și omoare. Da, da. Ai văzut că avea un cuțit la... Da, da, dar a zis că cel mai omor pe ăsta că... Și tu le-ai spus la oameni, bă, nici n-am îndrăznit să-l scoată, că i-am zis, bă, dacă scoți cuțitul la mine, te omor. Și el atunci mi-a zis, bine, mă, iau numai televizor. Bine, hai, placă, du-te dracu cu televizorul de aici. Nu? Cum? Așa? Așa, da. Iar asta în conferință de presă, pentru proști, am înțeles. Auzi, Marius, dar nu vrei tu să mergem la adevăr? Ba da. Vrei? Adevărul întotdeauna. Pentru adevăr. Bine, mă, atunci hai să... Mai da, schimbă pe Jaluznii totuși. Marius. Dar de Newland ce ai zis? Sau ce ai vrut să zici? Hai să lămurim câteva lucruri. 30 octombrie 2023, revista Time e bună pentru tine? Da, Time, da. 684, e de prestigiu. 684 avea. Și New York Times a fost de prestigiu. Bine, ia vezi tu acolo. Sprijinul public pentru ajutorul acordat Ucrainei este în declin de luni de zile în SUA. Poftim? Vista lui Zelenski nu a făcut nimic pentru a revigora? 41, fii atent, aproximativ 41% din americani doresc ca Congresul să furnizeze mai multe arme Kievului în scădere de la 65% în iunie. Și acum sunt în octombrie, deci cum? În proporția asta scade susținerea în America? În 3 luni. De fapt nu, iulie, da. August, septembrie, da, 3 luni. Cum? Asta? Când Ucraina a început o contraofensivă majoră potrivit unui sondaj Reuters. Această ofensivă a continuat într-un ritm chinuitor și cu pierderi enorme
ceea ce face din ce în ce mai dificil pentru Zelenski să-și convingă partenerii că victoria este după colț. Odată cu izbucnirea războiului din Israel, chiar și menținerea atenției lumii asupra Ucrainei a devenit o provocare majoră. Corect, că n-a mai fost pe prima pagină. Păi și nu înțelegi, mă, atunci de ce a ieșit bietul Gheorghiță? Cu ce vrei să mai dărâme ăștia drone rusești dacă nu cu rachetele românești? Păi nu mai au cu ce. Păi nu mai au cu ce. Ah, asta e din Time. Mai vrei din Time? Că văd că-ți place. Da. De cine a zis aia că au câștigat terestru? A câștigat pedestru. Da, da. Terestru, da, pedestru și ambidextru. Da. Și naval, maritim, sigur. Și urmează și 685 avărul. Da. Ambidextru a câștigat. Mai. Avem? Ia uite-mă ce spune acolo. Marius? Da. Ești atent? Așa, zice, nu s-au schimbat, vezi? În ciuda recentelor eșecuri de pe câmpul de luptă, el nu intenționează să renunțe la luptă sau să se angajeze pentru orice fel de pace. Dimpotrivă, credința sa în victoria finală a Ucrainei asupra Rusiei s-a întărit într-o formă care îngrijorează pe unii dintre consilierii săi. Este de neclinit aproape mesianic, se amăgește singur, îmi spune frustrat unul dintre cei mai apropiați asistența săi. Nu mai avem opțiuni, nu câștigăm. Dar încearcă să-i spui asta. Ce asta? Nu mai e mesianic. Adică s-a terminat? Când e mesianic, da, s-a terminat totul. Nici inteligența artificială nu mai scapă. Poate exact în momentul în care ești mesianic. Cum? Asta e în Time? Pe 30 octombrie? Da. Că nu mai avem opțiuni? Da. Aolo. Auzi, Marius, nu vrei tu să plângi puțin? Ia vezi ce scrie acolo. 687-a. 687-a. Ce zice, mă? Deficitul de personal a devenit chiar mai grav decât deficitul de arme și muniții. Unul dintre consilierii apropiați ai lui Zelenski spunea că chiar dacă SUA, fii atent aici, și aliații lor vin cu toate armele pe care le-au promis, nu avem oameni care să le folosească! What? What? În cazul în care au, dar și dacă ar avea, da. Fii nu atent. Mai fi cazul. Fii atent, zice, de la începutul invaziei, mă rog, spune, fii atent aici, 100.000 nu discutăm cifre. A erodat rândurile forțelor armate ale Ucrainei atât de rău, pierderile în resurse umane, încât birourile de recrutare au fost forțate să cheme personal din ce în ce mai în vârstă, ridicând vârsta media unui soldat în Ucraina la aproximativ 43 de ani. Cum? Atât au soldații în Ucraina acum care se bat cu rușii? Da. Noroc că rușii sunt înopinci și descult și așa și mai departe. Arme, da. Atrag cu pușca ruginită. Sunt bărbați maturi acum și nu sunt atât de sănătoși și cred că nici după nu ar să fie. Că spuneai că McGregor vorbește prostii. N-am spus eu. Dar asta spun consilierii lui? Da. Dar vrei să știi de ce a fost schimbat Jalușni? Da. Da? Dar ai zis că îmi dai aia cu Moldova, cu securitatea. Ți-o dau, ei. Te rog. Fac și eu ce pot. Fac și eu ce pot, Marius. Te rog. Dați-mi 686-a. Ia vezi acolo. Rusia nu trebuie subestimată. Ce ai zis, mă? A suferit pierderi grea, cheltuit multă muniție. Dar va avea superioritate în arme, echipamente, rachete și muniții. Eu am înțeles că nu mai aveau nici muniție, nici rachete. De aia dădeau cu borcanul de castraveți. Exact. Va avea superioritate în arme, echipamente, rachete și muniții pentru o perioadă considerabilă de timp. Industria sa de apărare își crește producția în ciuda sancțiunilor fără precedent. Partenerii noștri NATO își măresc dramatic și ei capacitatea de producție. Dar este nevoie de cel puțin un an pentru a face acest lucru și în unele cazuri, când am spus asta? Uite acolo. 1 noiembrie 2020. Și în unele cazuri, cum ar fi aeronavele și sisteme de comandă și control, 2 ani. Deci dacă ăștia ar produce mai mult decât rușii, le-ar trebui un an. Dacă ar produce. Dacă ar produce. Dar nu produc. Păi cum să producă asta? Ei produc pe bază de contracte, mai. Iar la nivel aerian, la nivel era 2 ani sau ce? 2 ani. Deci, încă o dată, atenție, nu țin pasul cu Rusia. Iar povestea din America, acum că lasă-mă, dăm bani la industria de apărare, nu? E mișto asta. Țin industria de apărare, dar banii îi dai de la buget care nu se mai întorc înapoi, că-s bani aruncați în Ucraina, da? Nu e ca atunci când ar cumpăra ucrainianul pe bani. Păi ce face zis la... Exact. Nouă, n-a venit Vlăduț Gheorghiță să-ți explice, bă, trebuie să dărâmăm... Să dărâmăm noi dronele. Că n-avem cu drone să rezolvăm români. Că nu prea mai e... Vedeți în sacoșe. Dar nu prea mai e nici personal, apropo de muniții și de asta, da, că citeai mai devreme. Da, da. Că e dramatic. Uite, la nivel... Îi dăm 50 de miliarde pe care îi dă Uniunea Europeană, îi ajută pe ăștia să existe ca stat, pentru că ei nu mai au niciun fel de
platformă, nu mai au niciun fel de resursă financiară ca să existe ca stat. Dar să presupunem că le dai acum 10 miliarde ucrainienilor în mână, din care ei vor fura 8. Rămân 2 miliarde. Ai dovezi? Nu. Ce, nu ți-am arătat aici cu sutele de mii de obuze furate? SBU-ul lor, securitatea lor, aici ține mai. Data trecută. Ah, mai. Da, corect. Cu milioanele, 40 de milioane. Bun, deci de dacă dolari. Le dă 10 miliarde, dacă nu fă analiza până la capăt. Dacă le dă 10 miliarde, să zicem că din alea 10 miliarde le mai rămân 2 și cu alea 2 miliarde vor să cumpere arme, de unde le cumpără? Păi nu știu. Dacă le dă acum 100 de miliarde pe care le pot folosi, cum se înarmează cu miliardele aia? Dolarul nu trage. De unde le cumpără? Ca să ai o industrie performantă care să-ți producă în ritmul în care produce industria rusească de armament, industria aia, în Europa sau în America, are nevoie de contracte ferme. Altfel nimeni nu-ți face 10 linii de asamblare ca să faci tu bibilici, rachete cu furnici, dacă nu știe că banii ăia investiți sunt bani care se întorc cu profit înapoi. Deci ai nevoie de contracte ferme pe mai mulți ani. Cine le face? Ha? Ia mai gândește. Deci nu există contracte? Nu. Vali, dar acum, uite, spun o întrebare. Lasă un pic 256-a. Mă asculți o secundă, te rog. Te ascult, dar tu ai vrut să trecem. Ai făcut, stai o secundă. Ai făcut evaluarea asta încă de la început, că ne-am întâlnit prima dată. Din secunda zero. Da, stai o secundă. Spune-mi și mie acum, analiza ta apropo de momentul, în cât suntem astăzi, când nu mai știu în cât suntem. 5 februarie. Da. În ceea ce privește războiul din Ucraina. În ce stadiu se află? Apropo și de cartoanele date mai devreme din Times. Războiul este virtual terminat, Marius. La momentul ăsta mai mor inutil niște oameni și niște băieți aflați în funcții de decizie nu în Europa, împing în continuare acest măcel spre dimensiuni care, din punctul lor de vedere, intră în consonanță perfectă cu interesele lor, nici măcar de securitate. Dar ce interese? Comerciale, economice. Dacă ții războiul în continuare acolo, vor muri ruși, vei slăbi, mă rog, atât cât se mai poate vorbi despre asta, economia rusească, rușii râd, nicio problemă, și vei ține Europa departe de gazul ieftin rusesc. Și cele 50 de miliarde despre care vorbim, la ordinul american. Tot la ordinul american. Da. Mai ales că acum ai blocaj în Congres, americanii nu mai pot să le dea nimic, au pus presiune enormă pe Uniunea Europeană să le dea ei banii ăștia. Pentru că ei nu puteau să dea din Congres. Uită-te bine la cererile fermieri, că ce spunea celălalt? Vă spunea România așa, zice, doamne, v-am luat ceva din casă? Mai ții minte? Păi, televizorul ăla de care... Deci fii atent, bătălia mare în Franța, dar și în Germania, era pe subvenția la motorină. Corect. Pentru că acolo ei aveau niște înlesniri pe care guvernul francez a încercat să le retragă, sigur, treptat. Corect. Asta a declanșat, de fapt, scânteia care a aprins conflictul fermierilor, care aveau toate problemele din lume. Vezi pârloaga, vezi rotația culturilor și așa mai departe. Picătura care a umplut paharul. Dar, Marius, povestea cu motorina are legătură cu energia rusească? O da. O da. Pentru că toate aceste înlezniri veneau într-o vreme în care Europa avea acces la resurse energetice ieftine. Petrol și gaze. Sigur. Ieftine din Rusia. Din Rusia. Din momentul în care prețurile... Calminte, Scholz. Bă, ne-am descurcat. L-ai văzut pe Radu Tudor. Băi, avem depozitele pline de gaze. Îngheață rușii la ei în casă, în Moscova. Păi n-am dat, până era... Sigur că tu ți-ai umplut depozitele. Dar la ce preț? Tu te aștepți, e cam povestea aia, Marius. Bă, s-a mărit prețul la pompă. Dar ce mă interesează pe mine, că n-am mașină. Mă, prostule, dacă s-a mărit prețul la benzină, o să plătești mai mult covrigul, mă, orice prostule. Cumperi, da, până la urmă. Cine își imaginează că momentul în care tot ce este componentă energetică și intră acum în portofoliu
Uniunii Europene și costă de 3-4 ori mai mult de acum, asta nu o să afecteze subvenția pentru motorină dată fermierului francez. Trebuie să fii trepanat să nu-ți dai seama de treaba asta. Corect. Este un carusel întreg acum care se rostogolește și care distruge nu numai economiile țărilor europene, distruge echilibrul social, Marius, că de-aia au ieșit oamenii în stradă. Și sunt întregi brezle care își văd e prăpăs, stai o secundă, sfârșitul nu aproape. Nu ți-am citit aici ce se întâmplă în... stai o secundă, unde era? Unde mi-ai trimis? Marius? Da. Hai că avem treabă. Bun, stai o secundă. Te mai întreb un singur lucru. Și alegerile din Europa, europarlamentare, da, de anul ăsta pot schimba ceva în echilibrul ăsta? Nicio legătură cu nimic. Păi nu, să nu mai execute ordinele Uniunii Europene, ordine Americii. Nu există cu asemenea lideri. Nu există nicio șansă. Singurul lider... Păi nu, poate se schimbă prin europarlamentar. Singurul? Nu. Păi aia este Parlamentul European. Mă rog, Consiliul European e altceva. Nu are nicio treabă. Deci aici schimbarea trebuie să vină de la lideri. Iar Europa nu are lideri la momentul ăsta. Singurul om de anvergură, singura personalitate... Victor Orban. Orban Victor. Numai că Ungaria nu are forța Germaniei sau a Franței. Da? El poate, într-adevăr... Și dacă vine Trump? Oh, s-a închis. Dacă vine Trump, uite-te dacă mai e NATO a doua zi. Iar războiul în Ucraina se termină. Dacă vine Trump? Da, pentru că Trump va opri imediat. La ora actuală, încă ucrainenilor li se dă așa un flavor că America încă, vezi, Biden se chinuie. S-ar putea să le dea, da, să-i ajute. Ei oricum sunt terminați, pentru că fluxurile financiare s-au oprit către ei. Iar dacă e vorba de achiziție militară, procurement... Ziceai că n-ai de unde, n-au de unde să ia. N-au de unde să ia, dar în momentul în care n-au nici banii, dacă le faci un hiatus din ăsta de 3 luni de zile, e terminat. Sigur, mai supraviețuiesc așa pe aici, pe acolo, din bani europeni, cu care nu pot să cumpere arme. Adică o pauză să aibă, n-ai nici bani, nici arme. N-au nici bani, nici arme. Iar rușii își fă de treabă, nu se agită prea mult. Ai văzut, ei încearcă să-și atingă frontierele lor pe departamentele stabilite ca fiind incluse în Federația Rusă, conform Constituției lor, și nu au nevoie să se ducă mult mai departe de atât. Au ofensiva lor, înceată, rapidă, după cum dă Dumnezeu cel pravoslavnic. În rest, te lasă pe tine și pe mine să ne facem de râs, să ne tăvălim pe jos, să lovim drone imaginare, să stăm în genunchi la americani și, în general, să ne pupăm cu Georgia Melone când le dăm o lecție, dacă suntem Orban Victor, nimor nenorociți care au impresia că lumea nu i-a înțeles și nu i-a citit așa cum sunt. Niște loaze. Gen, o Micron zis Macron, ce Micron, mai... Micron, pe asta păi, de nivelul ăsta e. Ăsta e nivelul lui. Dar nu vrei să mergem prin sufrageria lui Oprea? Că nu mai avem timp. Dacă e... A? Da. Români, noi discutăm acum pentru oamenii care știu ce-i sufrageria. Este un pic, că ăsta cu sufrageria se e prea lung. Dar hei, hai, să, măcar să dăm ceva din el. Eu zic că e bun. Te rog. Nu, nu e bun, dar mai erau... Deci, dragul meu, dragii mei, sufrageria lui Oprea este... o componentă simbolistică a unui anume mod de a câștiga alegerile. Băi, nu e simbolistică, este un pic, a fost în fapt. Da, dar acum nu ne mai tragem de brăcinari cu domnul Oprea. A, nu, nu mai sufrageria e în cauza. A rămas exact, spiritul. Simbolistica. Sufrageriei, da? De Oprea. Că altfel domnul Oprea ar putea să creadă că e vorba despre el. Domnul Oprea, relaxați-vă. Nu e caz. E Doamne vorba de sufrageria dumneavoastră ca valoare iconografică. Adică este vorba de niște băieți care vor să câștige alegerilor, mă rog, alegerile altfel decât... Sunt ca și câștigate. Da. Bun. Nu ai vrut să-mi dai care... cu Maia Sandu și cu... Ba da, vine acum. Care este... Nu, că nu mai e timp, da. Marius, nu mai e timp, tu pierzi. A, așa. Deci... Pierde fanii și tinerețea, da. Deci, la care este ideea aici? Te rog. Care este ideea aici? Ideea aici este că niște băieți, la momentul ăsta, sunt disperați că le fuge pământul de sub picioare în alegeri. Uf! Și, alegerile europarlamentare nu, sau în general? Nu, alegerile în România. Aha. Iar principala sperietoare este aur. Da. Ai văzut niște sondaje? Bau, bau. Ai văzut niște sondaje, da? Da. Unde cică ăștia la 10% în spatele PSD și așa. Mai puține procente chiar, da. Dar oricum sunt peste PNL. Că sunt peste PNL e una. Cred că mătură tot aurul.
Nu știu cine a spus lui Ciolacu să fie liniștit, că vor câștiga alegerile. Oricum a început campania împotriva AUR, aia pe dimensiunea sufrageriei lui Oprea. L-am văzut pe Fluturi, la Suceava. L-ai văzut? Aia este varianta proastă. Aia cu extremismul. Da. Ia, hai să te învăț. Te rog. Dați-mi 8C repede. 8 da. Ce vă rog. Stai că s-a blocat calculatorul. N-ai pe ăsta? Păi am pe ăsta, da. Zi alt. Manus când se deblochează. Ce 8C? Zim ce e. Păi 8C era un filmuleț. A, film cu ce? Hai că ți-l dau. Hai de aici. De la Digi, zi. Dă-l de aici. Dă-l de aici. Ca să-l dai. Dacă... de... Anunță-mă când se deblochează și dă-i drumul, te rog. Deci. Sau întrebarea imediat următoare ar fi, ei au găsit soluția, au găsit o variantă de a... Deci, ce auzi acum este moderatorul de la Digi24, da? Da. Vocea Doamnei. Îl dă mana pe ăla. Stai o secundă. Dă-l dacă s-a deblocat, dă-l video, te rog. Bine, anunță-mă, dă-l de aici. Anunță-mă când e că vreau să vedem și video. Te rog. Dă-i, când e gata, te rog să-i dai drumul. De. Deci. Electorat, ce face statul dacă vorbim de un partid extremist, de un partid suveranist care promite vrute și nevrute, dar nu se achită și care are un lider despre care nu știm concret de ce a fost în Republica Moldova? Oprește că să-l dăm de acolo cu imagini, te rog. Sau întrebarea imediat următoare ar fi, ei au găsit soluția, au găsit o variantă de a câștiga electorat. Ce face statul dacă de un partid extremist, de un partid suveranist care promite vrute și nevrute, dar nu se achită și care are un lider despre care nu știm concret de ce a fost interzis în Republica Moldova și de ce a fost interzis în Ucraina? El știe. Și știți de ce? Pentru că atunci înainte... Ce face statul român? N-are importanță. Am intuit bine eu. Are importanță ce spune Digi. Cu extremismul. Extremist. Ce face statul român? Ce face statul român? Ruși. Deci trebuie să facă ceva statul român. Am înțeles. Deci trebuie să facă ceva statul român. Marius. Mi-a făcut flutul la Suceava. Dați-mi 4C. Mai, tu ai mai văzut un... Uite aici pe Antena 3. Fii atent aici cum se face. Un meeting autorizat organic. În calitatea mea de responsabil pentru bugetul european, fonduri suplimentare pentru agricultură și pentru mediul rural. Am obținut 10 de milioane de euro, dar necesarul este mult mai mare. Din păcate, nu a existat sprijin suficient pentru acest domeniu. Inclusiv dumneavoastră, ca reprezentant al grupului anti-european conservator, din care face parte în România Partidul AUR, sunteți responsabil pentru acest eșec. Îl critică pe comisarul european, total... Ăla de care ce că-l dă exact, ăla, da? Exact, total aiurea, spunând că ăla e într-un partid anti-european, nu e adevărat, și cuplând aici AUR, care AUR, da, are o grămadă de bube în cap, dar nu a spus niciodată AUR că e anti-european, că e împotriva Europei, nu știu ce. Asta o face în Parlamentul European. Este preluată de Antena 3 pentru lumea din România, nu pentru Parlamentul European. Că ea nu... Ce legătură avea AUR cu ce a spus ăsta? Nicio legătură. Doar că fac tipul ăsta de atac la adresa lui AUR în Parlamentul European. Ai înțeles? Care, în ultimă instanță, ajunge tot la omul care votează România, prin intermediul Antenei 3. Deci, ce se face ăla la Digi? Bă, ce face statul? Statul trebuie să facă ceva. Fii atent. Eu nu înțeles chestia cu extremistul și cu ăla, dar mă rog. Nici o problemă, nu trebuie să înțelegi tu chiar tot. Ia uite-te tu aici, că și acum apare povestea foarte mișto. Am început să umblăm la povestea cu de ce este Simion interzis în... A venit la fix și aia, a venit interzicerea. Păi tu cum crezi că a venit aia? Păi n-ai vrut să dai aia cu zi cu Iohannis cu securiști, vezi? Ești un om rău. Deci n-am vrut. Dați-mi 318B, vă rog. E din 27 septembrie 2016. Solicitarea noastră în CSAT a fost ca în cel mai scurt timp să se constituie acest grup de lucru, Ministerul Afacerilor Externe, cu SIE, cu SRI, cu administrația prezidențială,
Și această strategie trebuie să se adreseze tuturor temelor care sunt relevante în relația dintre România și Republica Moldova. Poftim? Încep să vii de acasă. Deci, fii atent, asta era încă în 2016. Dar stai așa, nu te grăbi. Fii atent aici. Totuși nu vine să cred că el, nu vine să cred că el vorbește despre SRI și SIE. Păi ce caută SRI în Moldova? Păi nu, dar cum adică ce face SRI și SIE în Moldova? Păi nu știu, te întreb. Ce caută SRI? Mă întreb pe mine? Da. Pe cine vrei să întreb? Pe cine vrei să întreb? Dar fii atent aici, dragă Marius. Te rog. Apropo de... Băi, uite, n-apucăm să dăm asta cu dezbaterea tot cu Iohannis. Când au fost cei doi și au zis n-am ce să-ți fac. De ce spuneam eu că se moldovenizează sufrageria? Da? Așa. Deci fii atent. Am să-ți arăt imediat povestea cu Maia Sandu. Fii atent. Da. Hai să... Asta e mișto. Știi Partidul Șor din Moldova? Da. Știi că a fost dizolvat. Dizolvat. De Curtea Constituțională. Și a apărut o... Fii atent. Că ăsta Șor fură, că e bandit, că nu știu ce. Bine, îl stă bine Messi în Israel, că este, are cetățenie izraeliană. Ăia nu o să-l dea mai niciodată. Nicio treabă, da, da. Toată corect. Lumea știe ce e Moldova. Da, da, da. Dar hai, pe români, uitați-vă cum se face cu partidul. E simplu. Yeah. Atenție, măi, fraierilor de la aur. Deci, dați-mi 681 avă, vă rog. Să moldovenizăm puțin. Știți asta? Mm-hmm. Asta e comunicarea Curții Constituționale legată de dizolvarea Șor, Partidului Șor. Ia fi tot atent aici. De la data pronunțării, Partidul Politic Șor se consideră dizolvat, niciun act al organelor, bla bla bla. Poftim? Ce zice aici? Unul din motive? Curtea nu a putut trece cu vederea că acțiunile de protest și finanțarea partidului s-a intensificat toamna anului doar, adică după începerea conflictului dintre Federația Rusă și Ucraina. Stai, mai citesc eu. Bă, te ești nebun? Ia. Deci curtea nu a putut trece cu vederea că acțiunile de protest și finanțarea partidului s-au intensificat în toamna anului. Așa și? Și? Motiv de dizolvare, printre multe altele. Conflict care are un impact negativ asupra securității Republicii Moldova, băi! Invalid, dar băi, dacă s-au băi, intensificat... Inteligența artificială. Nu era live sau ce? No, păi nu. Păi dar stă un pic, dar cum adică s-au intensificat? Încearcă să-ți revii că urmează. Dați-mi 682-a. Ia uite acolo. Jurnalistule, care ești tu jurnalist. Ce scrie, al motiv, ce a observat curtea? Că nu membrii s-au disociat... S-au disociat, mă, de comportamentul ăsta. Manifestat prin cauzare daune materiale în proporții deosebite de mari, prin șeleciune, abuz de încredere, spălarea banilor. Da, e rău, am înțeles. Un hoț. Doamne, din ferici. Contră, așa cum a menționat un deputat din partea Partidului Ședința Curții în 2019, chiar l-a încurajat pe domnul Ilan Șor să părăsească... Poftim? În Moldova, inteligența artificială a pătruns de mult. Cine este, mă, acum? Dumitrescu ăla, nu? Iulian sau ce? Așa. Așa. S-a disociat Ciucădăl? Încă nu, dar ia, urmează. Dizolvarea Partidului Național. Imediat cer dizolvarea Partidului Național Liber. A avut flutul protest, da? Da. Păi și nu s-au înmulțit protestele? Nu știu. Ba da! Păi... 683, vă rog. Ia vezi acolo. Ia. Ia. Ce-a făcut mă ăsta? Partidul a refuzat să aplice mecanismele pentru a se disocia de comportamentul membrilor săi. Partidul și-a asumat comportamentul membrilor săi, al persoanelor care acționează în numele partidului și al persoanelor din conducerea partidului. Imediat PNL dizolvat. Măi, auzi, Vali, dar tu acum ai înțeles de ce zice Planeta Moldova? Nu. No. Acum înțeleg. Am terminat. E sigur? Emisiunea noastră s-a încheiat. N-ai dat esența cu domnul Simion, cu ce a apărut acum despre el. Data viitoare. Ah, nu știi ce vreau să mai dăm? Te rog din suflet. Nu, te rog. Zi. Dezvăluiri. Stai să le spun. Mare români, și-a făcut dezbaterea. Stai, te rog, eu. Dați români, stați cu sufletul la gură, pentru că vom reveni cu marile dovezi legate de faptul că Simion e omul rușilor. Da, dar știm. Nu mă lasă Marius să vă spun. Asta știm. I-am dat eu săptămâna trecută. Te na, rog, asta. Nu, păi tu nu poți să dai ce e aici. Zi. Nu, te rog din suflet. Zi, ce? Dezbaterea Iohannis, 31 ianuarie 2024. Aia cu jena? Da, te rog din suflet. Adică ai o jenă? Da. Țin foarte tare la asta. Băi, ca români, să le explicăm de ce. Ok, deci... Măi, ok, acum cum vrei tu, uite cu ce vrei tu. Să nu, lași pe măcar asta un minut. Bă, Georgica are prea mult în sondaje pentru noi. Da,
Doamne, când inteligența artificială face ravagii... Păi a făcut în Moldova, da, am văzut. Da, a făcut în Moldova. Și acum face în România. Stați cu ochii pe aurul lui Simion, că o să vedeți lucruri interesante. Așa. Deci când inteligența artificială... Băi, odată parcă ne dis... Ai văzut ce spunea Curtea Constituției? Bă, disociați-vă! Și PNL-ul nu se disociază. Da, și aici niște oameni s-au disociat. Hai să vedem. Că n-avem timp, nu? Da. Hai să vedem cum s-au disociat. Că, da. Tot live era sau era... E live. Da. Păi vă live ca acum. Ca să înșeli inteligența artificială. Este acum, mă, băiatul, da. Este pe 31 ianuarie. Altfel nu poți să înșeli. Deci, în 2019, când au fost alegeri, micuțul Iohannis și-a făcut el o dezbatere de unul singur. Înțelegeți, dragii mei? Poate ați văzut-o, poate n-ați văzut-o. Adică și-a chemat frații și a făcut. Frații lui. Frații lui erau toți acolo. Toți. De la... Nu lipsea unul. Exact. Și... și le dădea cuvântul. Da, le dădea cuvântul. Ca și... să-l întrebe. Și o să vezi că avea și pauză comercială. Zicea, băi... Publicitate. Publicitate, stați așa, să nu vorbim pe publicitate. Dar era live, nu e... Era live. Era inteligența artificială. Da. Și oamenii sunt, într-adevăr, plini de jenă. De ce să... Adevărații jurnaliști, da? Hai să vedem. Doamne ferește, ce dați-mi 22 ce vă rog. Dacă nu s-a am avut acea jenă absolută, o jenă uriașă, uriașă, uriașă. Noroc că țara asta n-are nicio jenă. Dar altfel o jenă uriașă, aia în care Klaus Werner Iohannis și-a organizat singur dezbatere. A dezbătut cu sine. Aia a fost ceva... Deci, a fost tare. A fost oribil. Ceva oribil. Oribil. Absolut oribil. 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 A păi, fost așa. A fost jenă, așa mă, e, da. Nu, na, nu. Dar bă, jena asta știi cum a venit? Oi, pe fondul a, a venit academic, mă. Uite, hai să, hai să vrei să faci cunoștință cu jena? Da. Ia. Jena da, Marius. Dați-mi 23, Marius, dați-mi 23 ce vă rog. Mergem la colegul meu, Radu Tudor, cel care participă astăzi la această dezbatere organizată de Klaus Iohannis. Aia de care ne era jenă. Foarte multe speculații și foarte multe, au fost și foarte multe reacții legate de acest instructaj, așa cum îi numește Moise Guran, instructaj al jurnaliștilor care participă la această dezbatere. Despre ce este vorba, tu te afli deja acolo. Ia. Ia uite. Jena! Jena carneșioasă! N-am dat niciun instructaj, Cătălina. Te pup, uite, sunt cum? Aici. Da, da. Am fost în sediu BCU. Ies pentru acest live cu voi și apoi o să mergem împreună spre sediul Bibliotecii Centrale. Uitați jena, oameni buni! Habar n-am de niciun instructaj. Eu am vorbit cu un reprezentant al statului de campanie de la PNL. Am fost invitat, am acceptat, m-am consultat cu Mihai Ghea. Stai că să zică, nu mă, noi suntem acolo într-o dezbatere academică. Nu trebuie să primim instructuri. De, mă rog, da, de culise, organizarea. Nu știu nimic de niciun instructaj. Este probabil o consultare a președintelui cu jurnaliștii și politologii care sunt invitați. Și sperăm ca lucrul acesta să se întâmple măcar cu un sfert de oră înainte de începerea dezbaterii de la ora 19, pentru că altfel, dacă nu discutăm înainte, o să ne așezăm pe scaune fără să știm cum se desfășoară această dezbatere, care are mai degrabă un caracter academic decât rolul unei confruntări. Și acum, ca să închidem într-o secundă, uite cum a fost cu dezbaterea academică, da? Ia. 24C. Ia. I-a dat greu cu instructajul. Numai o clipă. Permiteți să aflăm de la cineva dacă televiziunile au intrat în publicitate, ca să nu vă punem în situația total neplăcută să vorbim peste publicitate. Jenă, avem o jenă. Info? Chiar jenă. Da. Doamne ferește. Ia, ia și e și jena pe scenă? Ia. Nu, nu, nu. Știi ce te rog? Mai voi să suntem live. Domnul Tudor, sunteți live. Live, Tudor. Deci nu era, nu intra inteligența. Da, v-aș ruga uite. Să-mi dați un semn peste când ne oprim și continuăm. Este evident că mai continuăm un pic și după calupul publicitar. Da, e live. Ia. Deci el dădea publicitate. Dacă mai aveți răbdare, mai aveți? Mai aveți? Domnul Tudor. Domnule președinte, mulțumesc că... Aș vrea să vă întreb... Vorbește jena live. Doamne Dumnezeu, dar aia... Nu, aia ce vrei, mă? Nu, chestia cu instructajul i-a dat-o grav. Că l-a întrebat... Cum o cheamă? Porumbel. Și mai cum? Mădălina, Cătălina ceva. Cătălina, Mădălina. Cătălina, nu? Cătălina, așa. Ce-i cu...
L-a întrebat, ați primit instructajul și el care venise era cu... I-a dat-o la temelie. A zis, m-am consultat cu de trei ori cu instructajul. Da, nu zis, eu nu știu de niciun instructaj. M-am consultat cu gâtea, eu nu știu de niciun instructaj, da, nu știu. Da, de trei ori azi de instructaj. Da, da, da. Era să zic iremediabilul. Unica inteligență artificială care intră și în reluare. Care intră și înregistrată live. Care și nu. Care și înregistrată live. Profesorul doctor universitar Valentin Stan, analist istoric și ce aș mai putea să adaug? Și despre George Simion data viitoare. Și despre George Simion data viitoare, care a fost prelucrat în sufrageria lui Oprea. Care are o sufragerie a lui Oprea în dotare de tip moldovenesc. O să vedeți cum se lucrează. Super. Moldovenește. Exact. Și ei au trimis la fix faptul că i s-a interzis. Sigur, sigur, o să vorbim. Îmi pare rău dacă el s-a dus pe adresă Moldova, îmi pare dacă rău. Dacă m-ai ținut cu Gheorghiță o jumătate de oră. Nu, tu ai ținut cu Gheorghiță, m-ai nebunit cu ăla. Ai citit tot ce a spus Gheorghiță, altă treabă n-aveam. Să-ți fie drona ușoară. Oricum trebuie să le mulțumim celor care se uită în fiecare seară într-un număr care nu ne uită, mare, nu care și nu ne uită și vin săptămână de săptămână. Domnule profesor, ne vedem săptămâna viitoare luni la orele 20. Mulțumesc mult încă o dată profesorului Valentin Stan. Ne vedem mâine seară, orele 20. Să-ți fie gena ușoară. Să-ți fie gena ușoară și să fii prelucrat. Și să fii live tot timpul, pentru că altfel intervine inteligența artificială. Țineți aproape.